De foarte multe ori lucruri uh, naturale, normale, pe care aș vrea să le spun unui cetățean de culoare, unui ungur, unui gay, unui hetero, uh, De foarte multe ori prefer să nu le zic pentru că s-ar putea să fiu judecat de sală altfel. Uite cu gelul duminică. O discuție cu el e super tare pentru că el va puncta, De cele mai multe ori va puncta. Hei. Hey, hey. N-ai vrut să zici că sunt țigan, nu? Sunt rom. Deci mai, ai ferit-o, nu? E clar că omul simte că am ferit-o. Și zice, nu, nu, hai să vorbim. Deja și ei au început să, țiganii, oameni de culoare, etc., au simțit, au început să, să simtă că îi sărim, nu care cumva să ne atingem de ei. Gata, suntem un rec. Dacă vrei o scoatem pe asta, dar e bună. Vorbeam de uh, uh, cât de bucuros a fost Dani că l-am sunat să vină în coace că poate să înjure liniștit. Da. Bine, ar fi fost mișto să nu fi branduit ca fiind podcastul în care se înjură, că e singurul care... Bine, înjurăturile... Nu, nu, nu l-am branduit eu așa. Nu, oamenii au... Înjurăturile sunt... Uh... Dar nu, serios, ăsta... Deci, aproximativ discuții branduit ca fiind podcastul în care se înjură. Da, ar fi să rămână doar așa, știi? Adică păi să... dar nu e așa, adică se înjură mult mai puțin decât îți chipul, dar probabil că fi, se și, și înjurându-se e perceput ca fiind așa. Da. E pe naturalul simțitor. Cum zicea așa vorbim așa. în viața reală, mai băgăm, mai scoatem. Exact, exact. Eu am și restaurant, îți dai seama cum se vorbește în bucătărie în spate, e... iar în televiziune, nu știu dacă știu oamenii, cu atât mai mare presiunea Uh, vezi, la radio, când făceam radio, ni se amintea tot timpul să nu vorbim urât, mai ales când eram tineri. Dar la TV nu se zice nimeni asta și știi de ce? Că producătorii... L Ai văzut. De obicei, producătorii sunt femei, dar niște femei de astea, tip Margaret Thatcher. Producătorii... Eu încerc, eu încerc să, să fac cât mai mult de treaba asta. Nu știu de ce, cred că de pe vreo TV TVR-ului, au învățat să se exprime așa. Adică nimeni nu zice adun și mie, te rog, fișele invitațiilor de mâine să le citesc. Nu, zice, adun băgameași în fișele invitaților de mâine să-mi sugă sau... Tot timpul sunt semnele astea de punctuație, știi? Și primul șoc a fost când ne-au pus cască la televizor, că noi am făcut radio mai întâi la Național și s a fost primul șoc. Când zicea producătoarea ceva în cască, nu zicea vezi că întârzie cu Tărescu, nu zicea, vezi că întârzie cu Tărescu, tu ți-l să ți-l fot Și tu, tu, erai live și trebuia să te gândești, bă, ce mai bag până ca să mai umplem? și eu una din casă, eu producătoare, așa, am pe numit Dumitrescu. Da. Neva Care nu înjură deloc. Ce? <laughs> Boss, de, deci am fost făcut albe de, de, de am auzit înjurături. Da. Deci am auzit-o pe Alice înjurând vreo 3 minute în continuu, nerepetând nicio înjurătură. Dar nu-și explică nimeni de ce în, în televiziune se înjură atât de mult. N-a explicat nimeni. În spate. Păi, probabil exact cum ziceam. E chestia asta de defulare. Bă, nu putem pe sticlă Mamă, ce se întâmplă în spate. Da. Și cadrele se cer tot așa. Da. Eu mai ascult în căștile colegilor. Este problema, și mie, problema la mine este că noi stăteam și ce mai făceam noi divertisuri de astea, SRC-uri, facem un serial acum la canal de și după duble când se dă cat la dublă începe să înjure foarte mult în off de la producție și nu știi dacă ai făcut bine sau nu da, dar de, de cele mai multe ori e de bine. Da, e de bine. Da, da, da. Literalmente am auzit, băgați-ai pula, gicule. Și eram, E ce, ce am făcut exact. A, nu, e foarte bine, stai liniștit. Nu, 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 nu. Era ok, era în continuare, nu, ni, nu pot să mă obișnuiesc. Se întâmplă și lucruri ciudate, cum ar fi, mai auzi în casca operatorului că îi cere regizorul de montaj, dăm -mi și mie un strâns la Epurașul, la emisiunea de Paște, știi? știi deci, da. îmi frumos de Paște, Iepuraș în platou dă -mi și mie un strâns la epurașul la fotuțil în cursă ți-l fot. Știi și tu ești, bă, 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 stai, nu, e o formă de exprimare, așa se cere. Durerosca, <laughs> ca prezentator. Hei, salut, când începem? <laughs> Hei, bună, tocmai am început. Ok. Yeah. Uh, L-am invitat pe Neața cu război și Dani, trebuia făcută. Da. Uh, când am zis la colegi, bă, vedeți că vine, vine Dani, o toată lumea m-a întrebat, ăsta e la simpatic? A, nu. Nu. Este celălalt. Pe de altă parte, printre cele mai bune ranturi pe care le-am văzut în TV-ul live la noi, mm. cam pe la tine am fost. Adică la tine și la Teo am văzut niște ranturi, dar la Teo e altceva, la Teo e mult mai subtil. Dar tu ai avut niște momente în care te-a deranjat foarte clar atitudinea cu care a venit invitat -o în emisiune. Mi-a plăcut că ai avut și managementul personal de nu l-ai tăvălit, dar nici nu l-ai lăsat. Adică nu l-ai trecut prin mocilă și dar nici n-ai putut să-l lași. Și în principiu cu tot felul de personaje de-astea foarte efemere din muzica mainstream românească care da. cumva aveau de bifat. Și asta vă să te întreb. Ce te trigăruiește la un invitat ăsta care vine doar ca să bifeze neața cu Răzvan și Dani? Fața lui Răzvan. Mă deranjează Răzvan. Deci la invitații care vin la, la voi la matinal, te deranjează fața lui Răzvan. Avem, noi ne știm de la trei ani și eu nu știu de când și-a pus el mantia asta de bon om. Pentru că el în background așa și în întâlnirile noastre din afara sticlei, e mai răuț decât mire. Adică el e la care zice primul, uite -o și pasta, asta, mă, mâncați și aia și gura. Și, bă, la un moment dat, cred că mai s-a l-a învățat. Să nu super la televizor pe nimeni. Și l-am dat și a pus mantia asta de, bă, a venit omul la televizor, de ce să-l terfelim? Și am avut o situație, asta mi-aduc mi-aduc aminte că e prima oarecum care m-a deschis așa să fiu mai cum am învățat mama acasă. Mama nu e frumos să zic că e și ziua ei astăzi, fix azi. Dumnezeu sănătate! Doamne ajută! Mama a fost genul de om care nu își ascundea sentimentele și care mi-aduc aminte și acum cât de dur suna. Știi că aveai tot timpul colegul la mai clămpă, ăla preanal pentru clasa în care ne aflam, știi că... Eu am fost tot timpul mai pirpiri. Și mama zicea ceva de genul. Măi, Cristian ăsta, măi, el nu e un băiat rău, dar fața lui cere pumni. Așa. Mama adult și el a luat un copil de clasa șapte. Mm. Și pe timp mi-am dat seama, băi, ea, ea, chiar zicea, verbaliza ce gândeam și eu, fața lui chiar cerea pumni și era și cel mai bun la învățătură și te enerva total. Doar că ea și zicea, Uh, revenind la Răzvan care a avut o educație mult mai aleasă, noi suntem de la țară toți, deci mama, tata, țară, țară. Tu ești reșița, nu? Reșița, reșița. Bine de dar tot. Părinți de la țară. Tata a fost uh, profesor de școală de țară și director de școală de țară, dar făcea șapte kilometri peste deal ca să fie director. Adică el mergea în noroi și asta se simte uneori. E, primul, primul, astfel de episod era o domnișoară umbla pe la televiziune, există încă, am văzut-o, e foarte bine și o apreciez pentru treaba asta. Era recunoscută pentru câteva mici gafe pe care le făcuse la televizor. A zis că un lac este înghețat pentru că afară sunt minus 0 grade. Era recunoscută, tot apărea la Cricotaș în epoca aia, știi? Și noi aștept... Dar despre cine e vorba? Ca să... Că acum... A... Bianca Rus, cred că o... A, așa. Și făcuse niște gafe. Și ne așteptam, așteptam ca pe peștele cel mare, știi? Voiam să ne afirmăm, eram la începuturi și ne doream... Poate face o gafă și la noi, știi? Și a venit, dar a căzut... Noi făceam un invitat, un invitat, cu răză, matematică. Adică nu știi cine ți pică. Noi nu ne pregătim interviurile niciodată. Adică face to face, ce-ți vine ar fi aiurea să trebuie, știi, nu e Dan Puric, domnule Dan spuneți-mi, vă rog, care au fost începuturile speech-urilor dumneavoastră? Nu poți să pui A genul ăsta -a de întrebări. A fost Dan la voi? Uh, nu, am făcut un interviu la distanță cu Dan Puric. Uh, doi oameni cu care mi-aș mi fi dorit să facem treabă uh, uh, pe canapea și pe care uh, i-aș dori acolo, Tudor Gheorghe și Dan Puric. Cred că ne-ar fi dus discursul într-o altă zonă. Cu Tudor Gheorghe am făcut ceva tot la distanță, dar foarte tare. A fost foarte emoționat chiar. dar cu Dan Puric nu l-am prins. Eu nu-mi dau seama că ești ironic acum sau nu. Păi la Tudor Gheorghe n-am fost ironic. N-ai fost? Nu. E mișto. Tudor Gheorghe e mișto. E mișto domn E profesor. mișto a avut niște alunecări pe care nu mi le explic. E domn profesor Tudor Gheorghe. Trebuie să-l prinzi așa. Domn profesor Tudor Gheorghe. Este omul care dacă cineva Zizi. deranjează spectacolul în rândul 1, are grijă ca să afle și ăla din ultimul rând. Mergem înapoi la, la Bianca Rus. Bianca Rus, nu știu, poate oamenii știu asta, că mai am mai povestit, nu știu dacă la curs sau în realitate, nu mai știu. Vine pe canapea, povestește niște lucruri, clar o ia pe câmpii și îți bagă privirea lui, știi, de bonom așa, zici că omul veni la piață cu brânză, știi? Vede prin ea și explică cum se asortează, cum... Uh, niște detalii din astea extreme, știi? De genul, vai răzan, eu nu ies niciodată din casă ne-a neasortată bareta la sutien, la... Și eu eram în laptop acolo, căutam ceva pentru următorul moment, știi, și mă tot uitam la răzan și răzan nu reacționa la toate lucrurile astea. Și mă gândeam, bă, asta că e peștele cel mare pe canapea și oamenii acasă văd, adică, nenorocitul de mistrețul în regie, cere un cadru strâns. Cadru strâns cu? E, nu vreau să greșesc, mai există imagine sau nu, poate ne dă în judecată, dar avea așa niște perișori. Așa. Nu știu dacă erau vizibili sau nu la televizor, dar cert este că eu am fost atât de nenorocit pentru că oamenii de acasă vedeau, fierbeau, probabil își doreau. Ea se auto umfla așa la televizor, știi? Și eu zic, băi, băi, Bianca asta, fii atântă. Deci am înțeles, bareta cu sutienul, nu ieși niciodată nea. Bă, dar ce facem cu mustața? <laughs> Băi, la ce facem deja în părea rău de ce o să zic, da? <laughs> Și atunci am dat seama, pentru că aproape nimeni nu ne-a scris, <laughs> știi acum în epoca online, imediat scris. mă, vai ce rău ai fost cu... E, de data asta nu... Nimeni n-a, toți au fost, bă, bine ai zis. De ce? <laughs> pentru că ea se urcase pe un piedestal fals. La mai mai na, poate n-ai avut o zi bună sau, na, nu te pregătit 100%. Dar ea se ridicase pe piedestalul ăsta atât de sus încât oamenii își doreau să o cineva. Dar cum Răzvan băgase fața lui de vânzător de tico, <coughs> știi? Vine unul cu șase copii și zice, o fi bună mașina asta pentru... Noi suntem o familie numeroasă, bineînțeles. Mamă, și mai a fața lui de acolo. de asta și îmi cer și acum scuze dacă o văd. Îmi cer scuze, dar nu trea să o zic. Nu se spune niciodată unei femei, Da, se cerea. Se cerea. Am mai avut momente în care ai zis lucruri care nu trebuiau spuse, dar să cereau? Uh, da, dar am învățat să le spun un pic mai. nu așa stil mărut, știi. Mărut să le zice. poate de și multă lume îl, îl acuză. Uh, eu le zic mai. adică dacă te văd. dacă ai. De la defecte fizice nu ne-am băgat niciodată, real. Fiecare om și-a construit împreună cu natura corpul. N-avem na, de ce să ne băgăm acolo. Dar la, dacă vii cu uh, o ștergură pe tine și mi explici că ai luat-o de la Paris și cât ai dat pe ea, te las, te las și după aia, eu doar aprind fitilul. Da. Și oricum am descoperit în timp că facem asta de câțiva ani că omului trebuie să-i dai așa o mână de rahat, nu trebuie să-i dai o căldare. Că dacă este acel gen de invitat, se dă el peste tot și pe față și te mai știi întreabă, m-am dat bine? Dă dar dă foarte puțin, știi? El ia, dă, și aici și asta se rostogolește. Eu nu am o de, de tipul ăsta, adică noi nu facem roast la televizor, dar sunt odată la câteva sute de uh, invitați, sunt unii care singuri fac asta. Da, și spuneam, stăteam și mă uitam când, uh, când eram la Gherila înainte să intru, în uh, post acolo, la televizorul de la Gherila, dădeam pe matinalul Neața cu Răzvan și Dani. Că la era. Și stăteam cu, cu Liviu Mihaiu și am tras noi concluzia la un moment dat el își făcea un ușă eu îmi pregăteam emisiunea, zic, bă, dar asta nu e o rău absolut deloc. Nu e tată. E generalist, este wide audience, cum se zice, e pentru toată lumea. Băi, dacă totodată, exact cum spuneai și tu, bine că un invitat, bă, și apar niște nestemate de astea în mocilă. Pentru mine, astea sunt momentele alea de sus care poate să se întâmple numai în televiziunea live. Da. Adu-ți aminte de O TV. Era totul live. Da. Motiv pentru care, peste 30-40 de ani, e cel mai probabil lumea să țină minte, mult mai multă lume să țină minte porcările care se întâmplau la OTV, decât să zicem, nu știu, chestiunea zilei. Putina. Da. Ai dreptate. Bine, Dan Diaconescu a și zis să nu demult într-un interviu: bă, ce faceți, Zoi pe la televizor? Eu făceam acum 10-15 ani și îi dau dreptate. Pentru că noi atunci îl arătam cu degetul și ziceam, bă, care sunt proștii de se uită? Bă, se uitau foarte mulți proști. Inclusiv noi ăștia care întrebam. Da, și părinții mei erau lipiți. Și a fost o epocă, nu vreau să devenim foarte tehnici acum că vezi dumneata Răzvan a fost la Părintele Visarion Alexa la podcast acu acum două, trei zile. Eu <coughs> sunt aici și vorbim despre căldarea cu rahat, dar asta este, știi, trebuie să fim împărțiți. Ce, ce m-a pus un pic în gardă a fost faptul că oamenii privesc oamenii au tendința să privească superficial la televizor și tot mai superficial. Ai telefonul în mâna stângă, mai dai două TikTok-uri în sus, ți-a scris soacră ta să iei nu știu ce, îl mai asculti pe ăla. Oamenii ascultă crâmpeie, nu sunt ca pe vremea lui Florin Călinescu, știi, Bă era lipit acolo sau lui uh, Brenciu, pe vremuri la uh, neața lui. Da, păi era acolo, nu mai hmm. aveai și telefon că aveai fix, îi trimiteai scrisoare, da, aia, -a luat mult. Acum să mă înjure omul, îi ia 4 secunde, Zis sincer, matinalul lui Brânciu a fost unul foarte bun. Da. Ăla mi-a plăcut și mie foarte mult. A fost foarte bun, noi însă știm că el era mai lung decât era. Parte din echipa mea lucra la matinalul lui Brânciu, ăla de la MOL. Da, da, da. da. Miki, regizorul, mai mulți oameni. Se întâmplau două lucruri fabuloase atunci. Sigur că Horia ne tot se explică, băi, copii, copii, eu când făceam, știi că de cel mai multe ori îl mințeau cu privire la rating. Horia, oh. da, Horia știa că face alte cifre decât făcea, pentru că el era foarte rating dependent și nu vrea să vină. Nu mai vrea să vină la muncă. Dacă vedea că scade ceva și atunci lui făceau din pix niște ratinguri mai mari. Așa a fost tot timpul. Nu știu dacă acum a <laughs> tot așa fac cu Horea. Mamă, ai mai zis asta? Nu. Da, da toată echipa știe că... <coughs> să știi că Răzvan e un pic așa. El e, fiind, a, e Răzvan e mai artist decât mine, sunt tip mai pragmatic. Răzvan e afectat. Dacă vreo două zile coborâm, mamă, și de aici și plecat te -a, bă, vrei să-ți creștem ratingul cu Rilecalu Brânciu? Sau îți asumi? Să mai întâmplă. Da, nu stă deloc bine cămașa, nu știu ce dracu am venit în cămașă, dar tu asta e zis bănescă. de ce vei în cămașă, da, Că n-am purtat de la botezul lui eu, cămașă și am zis acum, bă, fi frumos în cămașă, dar mai bine îmi am tricoul ăla, pai de capul lui. Îl tricoul, nu, și a tricou, serios. Nu, las, e bine și așa, lasă să vadă că se poate să uită mama și... E bine. Să uită mama la podcastul la care am început în jurând și am continuat. Păi i-a zis, zis la mulți ani. Că... O pun să se uite la bucata aia. <coughs> Da. Și de asta Dani e unul din oamenii de televiziune preferației mei, pentru că dincolo de chestiile pe care le spune pe gură, inclusiv în Nața cu Răzvan și Dani, există acest subtext. Băi, mie îmi place Seinfeld foarte mult, ca să știu, știu că pare că sar din una între alta, dar nu. Mie îmi place Seinfeld foarte mult. Mi se pare unul din cei mai buni comedianți, și nu o zic eu, și o zice toată planeta, care a existat vreodată. Pentru că îl vezi om serios, evreu, cu costum, Elegant nu jură niciodată da. în stand up. Pe de altă parte, dacă vezi dincolo de costum, eleganța și nonșalanța cu care povestește lucruri. Băi și foarte mult venin, dar nu e nimic gratuit, nu e venin gratuit. El zice într-o formă foarte funny, niște chestii care sunt destul de serioase. E ca o hârtie de turnesol moral, ca să zic așa, legat de micimea problemelor pe care le au oamenii. Și cumva, translatând și făcând paralela asta, băi, am simțit și la tine treaba asta la un moment dat. Și îmi place că ți-ai făcut un exercițiu foarte bun în a zice niște tâmpenii foarte mari. Tu știi foarte clar ce spui. Cu o mimă de asta, foarte serioasă. Și brusc devine totul foarte amuzant. Dar devine amuzant în planul 2. Da. Tu nu, faci cum chestia da asta? Da ceva premiu pentru întreaga activitate acum după acest <laughs> minut frumos despre mine, n-am știut că n nu, eu sunt, așa sunt și acasă, să știi, nu, și cu prietenii mei, nu, nu mă prea păi suport. nu, că ai văzut, că noi am mai interacționat, am mai vorbit, am mai, da. adică exact la fel, eu, mie mi-a trebuit multă vreme să mă convinc că asta este maniera ta de a comunica da. și mi se pare foarte tare că ăsta e omul, asta este emisiune e o diferență foarte mică între om Dani Oțil și Dani de la Neața cu Răzvan și Dani da mi se pare că e o translație de asta foarte corectă Ei, e un e un noroc aici pentru că noi uh, suntem între două ere ale televiziunii uh, formați până la Teo Mircea Brenciu mai puțin, dar Teo, Mircea, Nea, Florin, dacă ți-ai aminte, nu exista... Omul de televiziune nu avea voie să... Ai o, o zi proastă, nu avea voie să-l doară capul, nu putea fi răcit. Erau... Ei erau așa, sub uh, 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 clopot de sticlă, oamenii de televiziune. Ei uh, au schimbat lucrurile astea, venea... Uh, badea și zicea, bă, lăsați-mă dracu, că am un examen, sunt în bubuie capul, am... El avea tot timpul examene dacă ți-aduce aminte. Da, da, da. Și doamna Teo care zicea cum e să fii grasă și cum Și dintr-o dată oamenii au început să, bă, stai bă, și ăștia mă se duc și fac caca la toaletă, bă, ia Și noi avea și o reste atunci care avea și veneau o reste, da, corect. Cu totul alte probleme. Da. Și noi am, practic noi am intrat mai natural în, în problemă, că ne-a ajutat destul de mult. Pentru că, în aceeași epocă, dacă ți-aduce aminte, noi făcând radio, am făcut foarte mulți ani radio la Timișoara, la Reșița, la București, um, se purtau vocile alea de radio. Hei, hei! Da, da, da. Uh, DJ Armand in the mix <laughs> și noi ne forțam gâturile să fim și noi așa până când ne-am dat seama, stai mă, ori facem cancer, că n-ai cum să-ți forțezi vocea o viață întreagă, ori facem cancer, ori vorbim cu vocile noastre normale, dăștea, boy next door. Uh, încet, încet, la 2-3 ani, inclusiv uh, în America, uh, voiceover-ul, mai ales la radio, după aia la TV, dar și pe reclame, nu mai era vocea aia. Sună da, chiar da. acum. Și devenise ăla. Băi, sună, cumpără, bea, mănâncă, ne vedem după pauză. Slavă Domnului, că cu vocea asta a mea nu făcea mare, mare lucru. Și am profitat de lucrurile astea. de oamenii apreciază acum. Bă, vin încercănat, am întârziat. Spun de ce am întârziat. Păi am întârziat pentru că un bou a făcut nu știu ce la fântâna Miorița. Oamenii au început să se conecteze, să vadă că avem și noi probleme. Mi-aduc aminte că, uh, într-o bună zi, când am devenit mai celebru și nu neapărat mulțumită mie, că ieșeam cu o doamnă mai în vârstă și atunci era wow, uh, și care era mai celebră evident, uh, pentru că am început să apar peste tot, într-o bună zi m-a chemat un domn foarte important, nu vreau să-i dau numele, care scupa de BMW în România. Foarte important. Și am purtat o discuție despre cum ar trebui să, fim motociclist vechi, să promovez niște motoare. mi am ales un motor de la BMW și l-am primit. Contract de imagine un an de zile. Înainte să plec, cum mi-a zis, băi, fiat, nu vorbea cu băi, că e un domn, e un gentleman. Și mi-a zis, fiat de la ce m-am gândit. Tu ai foarte multă vizibilitate. Noi lansăm în România un BMW. Se cheamă X6. N-ai vrea să-ți dau unul? Băi, sufletul meu de băiat de la Reșița, aveam atunci, cred că, Skoda. Așa. În sufletul meu s-au rupt două bucățele și dansau. Wow. X6, am văzut doar, nu intrai pe net și vedeai tu un X6 pe YouTube, îți explica unul cum se deschid ușile. Nu, îl vedeai niște poze, ăsta e, cum o fi înăuntru, caută. Și mi-aduc aminte că au fost cei mai grei pași am transpirat un pic rece. Eram în birou acolo, am băut. Cred că băusem pentru prima oară cafea la capsulă, dar era. Cafea. N-am băut-o. Am, băut am ținut-o în gură un pic. Spărea. Băi, și până la ușă. Mai era o parte mică din Suflet care stătea ca băiatul de nu vreau să danseze cu nimeni la reuniunea de clasă, că aia mișto cu țâțe mari, nu-l bagă în seamă, eram supărat, era bucățica aia de suflet, era supărat, mă, era... Băi, și în așteptarea dirigintei, știi că întotdeauna ala de nu dansează nimeni cu el, dansează diriga până la urmă cu tine, dar te trec, măcar să n-ai toate uh, ușile închise în viața asta, știi. S-a ridicat la micul frustratul, i-a luat pe aia doi celelalte bucăți de suflet care dansau frumos, erau acolo. Brother lui, 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 oh, anyone to me. Le-a luat, le a dat cap în cap și a început să vorbească prin vocea mea. Și a zis, domnule, m-am gândit mai bine, nu vreau mașină. Și eu m zis, uh, eu stau într-o garsonieră care e curată la bancă, în francelvețieni. Pe atunci nu știam ce o să urmeze. Ai făcut parte din oamenii aia. care și-au luat țapă în da. acum am vândut-o joia trecută, am scăpat. Am tras, am plătit-o de trei ori. Și zic... Eu la emisiune le zic oamenilor că mi-a venit mult întreținerea. Că mă caută de la impozite, că nu știu ce am uitat. Era epoca aia în care au... Uh, te chema la audit. Da, la... Cum ar fi la semafor oamenii care deja au cam prins-o? Bă, uh, la Răzvan în fața blocului se făcea celebrul metro din drumul Tabere. Ăsta se plângea că veneau toți șobolanii, se mutaseră din subsol, se mutaseră la el în bloc. Cum eu în X6 abia se lansase, da? Cum să stau așa în X6 și ăla de la semafor din Logan să-mi zică ia zi-mă, coițe, cum e cu că vă duci bine. Omul a luat-o în primă fază foarte rău. M-am gândit în mașină că nu o să mai îmi dea nici motocicleta. Și nu vreau să greșesc. Ori mi-a scris, ori m-a sunat. Dar știu că mi-a zis așa. Băi, m-am mai gândit la ce mi-ai zis. Cred că este o, lecție de marketing sau cum o fi zis atunci, oricum e un domn, na, nu cred că ia el lecții de la mine vreodată, dar să știi că nu se pupa de niciun fel. Eu voiam afișași, că aveam paparații, etc., și mergeam peste tot. Da, ai dreptate, mă. În schimb, să știi că am listă de așteptare la mașină asta de neveste de fotbaliști, tor de capete, interlope, atunci pe uh, q și șasele erau sus de tot. Aș. Bă, să știi că îți dau dreptate. N-a zis, bă, că e un domn, dar eu așa am luat și a zis, să vii să-ți dau motocicleta. Mi-a plăcut. Sigur că la mine încă bucățile alea de suflet dansatoare îl băteau pe ăla nenorocitul, că a zis ce a zis, dar peste ani de zile mi-am dat seama, nu era bine. nu era mașina mea, era împrumutat. Era de un lux fenomenal. Um, nu mi se potrivea. N-aveam unde să o parchez, că eu aveam garsoniere fără loc de parcare. O lăsam așa, pe o bordură, avea Dani X6. Mamă, ce șmecheri. Și am mers pe direcția asta foarte mult timp. Bă, iați și la cursă. Eu merg acum cu un Peugeot mic, pe care aș putea să-l cumpăr. E închiriat. Aș putea să-l cumpăr dacă l-aș strica de tot. Mă dau cu ce pot să mă... Am câteva investiții, recunosc, nu sunt un om sărac pentru că fac asta de atâția ani, dar așa cum a zis un consultant venit pentru X Factor din Marea Britanie, Dave, un băiat care a lucrat X Factor World, a lucrat pe niște proiecte imense, ăla când a auzit cu ce ne ocupăm noi, că facem X Factor de 10 ani, că facem neața de 13 că ne-am cunoscut și că mai prezentăm evenimente și facem și reclame, omul ne-a zis. Aveți case în Caraibe, amândoi. Bărci. Private? Jet? Uh, nu? Bă, dar stai în România, ce piață ți-i el nu știa. Uh, deci nici asta... Bine, acum aș putea să-mi iau un X6 cu banii mei, recunosc, dar... Uite, îmi doresc un Porsche și am zis, bă, până la 45 ar fi cool să am un Porsche. Mi-l permit, adică pot să-mi fac o rată și să-mi iau un Porsche. Da. Eu zic că la Reștița, când mă duc la mama care stă în același apartament, că nu, vreau, nu vrea, să se mute de acolo, la trei camere foarte mici, la parter, de văd toți când face clătite, cred că n-ar... Nu știu cum... Nu, n-aș fi bine. Pe de altă parte, după atâta vreme și atâta muncă, nici nu e nici ceva ieșit din comun. Adică nici n-ar scandaliza pe cineva mi se pare că noi avem problema, avem și problema asta a pragurilor morale sau mentale, sau avem anumite blocaje, că făcând parte din aceeași generație, uh, din educația noastră, noi când am fost educați din părinții, ne-au inoculat și ideea asta că totul să nu te spargi în figuri. e da. Să nu deranjezi în stânga și în dreapta. Nu încă banană pe stradă, că pe alte, alții n-au. Exact. Bine, nu avem Nici atât. Da. Uh, nu este și din banat. O altă problemă. La noi, toată lumea știe, trebuie să ai tot timpul o grămadă de pietriș în fața casei, nu construiești nimic, dar să ai. Să creadă vecinul că renovezi. Uh, noi tăiem cu. <laughs> Știi că în, în, sud se taie porcul jos. Pe ușă, pe paie, pe... Da. Noi îl ridicăm pe un... Uh, cuier, îi zice. Sunt patru picioare și o chestie asta cu niște așa și după ce l-ai așa, îl faci uh, carcasa o despici pe cuier să vadă vecinul. Și înainte să bagi cuțitul un porc, îi mai dai două picioare să guițe mai tare ca să zică vecinii, bă, cred că a bătut în 200 de kg asta la conguiță. Și dacă poți să ai, uh, dacă ai pe cineva talentat în casă, îl pui să mai guițe de șase ori să creadă ea că tai mai mult de doi porci să vadă vecinul. De ce e pe specuier? Ca să se vadă peste gard. Înțelegi? Că dacă l omori jos pe ușă și îl așa, nu se Dacă se văd picioarele alea, se fac tot felul. Da. și atunci cu porșul la apartamentul de trei camere, care e problema? Păi asta e că ne-a învățat mama. Ne-a învățat mama de mici. E... Când făceai o trăznaie mare sau la o notă foarte proastă, mama nu zicea Băi, o să ajungi, vai de capul tău, că nu-ți place școala. Mama zicea, ce o să zică vecinii? Tu-i vecinii, măsi. Și atunci noi a rămas da, cu treaba. crezi că vecinii stăteau ei într-o seară și s-a adunau și spunea, băi, văzut că a luat la șase, a lu o, -o țilă, la șase. Eu sunt convins, la Crăciun, așa da, începeau. S-a da. adunau la masă seara, da. la cină și ce? -au. Tu ai văzut ce a făcut ăla? Ce a făcut? A șase la chimie. Da, nu m-am gândit decât târziu, să știi, Da. Știi cum e aia? E o glumă, circulă pe internet, este tot răstălmăcită. Eu am văzut-o în formula de stand-up cu ce crede mama sau nevastă mea despre oamenii care vin în vizită. Știi când te punea să faci curat în toată casa și să cureți și în dormitorul părinților praful de pe dulap? Parcă atunci când vine cineva la tine, ce, stai, mă duc, unde dormai tăi? Da, acolo, mă duc să văd ce e pe dulap, dacă... Ia, Oh, ce casă curat! Sau te punea să cureți în spatele wc într-o baie în care nu intră nimeni niciodată, că n-aveau acces invitații. Da, bă, să fie curat, că vin invitații pe la noi. Cam așa e asta cu părinții care, na, își doreau să nu vorbească de rău vecinii. Da, nu, cred că ne-au învățat rău. Și apropo de vorbit de rău, la un moment dat și cu presa asta tabloidă, sau au scris, nu s-au scris mizerii. Și despre tine, mult mai puțin și despre mine, mare puțin și intră și baboia și în grinder acum, el săracul cu copil, nici nu știe ce l așteaptă. Uf, a făcut jurnalismul, el și închipuie că ce-a învățat la cursuri asta e și în presa scris. Mm, nu are nicio legătură. Dintre toate mizerile care s-au scris, mai ta care am înțeles că în continuare ține la echilibru moral al fiului. Da. Ceea ce mi se pare nu neapărat la echilibru moral, ci la cum e perceput. Fie să mai mult. Ca asta e grija mamelor. Știu exact despre ce, despre ce e vorba de aia, înțeleg perfect situația. Ți-a atras atenția vreodată legat de ceva care s-a scris sau s-a spus despre tine? Punctual. Nu. Nu, pentru că eu i-am dresat binișor de când am plecat. Eu am plecat în 98 la facultate. Și am avut tot timpul grijă, odată cu independența financiară, am avut grijă să-i întorc din drum. Ca să te gândești așa, i au făcut dublu standard. Fratele cu patru ani mai mare, eu la 19 ani am apărut direct acasă cu o mașină care nu era a mea, cu iubita mea care era cu 5 ani mai mare, a început se, de mic. Se vede la 19 ani, da. Mi Acum mi-a soție mult mai mică, să nu mai fie dubii. <laughs> uh, și am apărut și de când am văzut privirea mamei, n-am anunțat-o cu cine vine. Și am mers și direct la țară. Și ele le-am retezat-o foarte repede. E, la câțiva în distanță, deci fratele care e cu patru ani mai mare, deci m-au mai trecut și niște ani, când a venit cu prima lui iubită, a fost Ioreș. Dar de ce e așa, dar de ce nu e așa? Dar de ce e lungă și nu e scurtă? <clears> deci eu oarecum am... M-am blindat la capitolul ăsta, dar eu sunt convins că în sufletul ei se întâmplă niște lucruri. Uh, și ca să vezi cum calculează ai mei, uh, dacă nu ești cunoscut, e greu să-ți explici ce zic eu acum, dar vreau să-mi puneți în cizmele unui om cunoscut. Uh, am învățat-o pe mama să nu se mai ia după știri. Uh, pe atunci tabloidele duduiau. Poate cel mai dur lucru care s-a întâmplat... Uh, și aici vreau să e un tribut, n-am mai pozitat asta niciodată e un tribut pentru bunica mea care nu mai este dar ca să vezi vița din care mă trag uh, a fost o epocă în care am avut două mașini de paparații în fața casei o luni de zile adică a fost dur, nu puteai să vii de la fotbal trăgându-ți picioarele după tine sau ușor beat că ea știa a, a intrat la ora cu tare nu prea s-au găsit multe informații, pentru că intrau un om într-o casă sau o femeie, ieșeau, intrau, ieșeau, etc. Au mers într atâta în a găsi subiecte, pentru că ele se terminau, dar făceau foarte bine, mai ales online, încât cineva a ajuns la mine la țară, nu știu de ce, la bunica, unde petreceam toate verile cu uh, verii mei. Verile cu verii mei. Și acum eu i-am pregătit pe toți. S-au dus și la mama, la geam. I-au pus o fel de întrebări, mama a fost antrenată să nu răspundă la nimic pentru că se vor răstălmăci lor. Dar pe bunica nu m-am gândit să o antrenez pentru că ea stă undeva la țară, la țară. Gândește-te că există Tigvaniu mare, dar nu este la Tigvaniu mic. Oh, Suntem la 3 km jumate de un drum județean. Uh. Deci pe un drum comunal, după satul meu nu mai e niciun sat, se înfundă. M-a mama și mi-a zis, băi, vezi că au venit la bunică ta unii, cred că de la libertatea, nu vreau să greșesc. Băi, și bunica, cu școala e puțină, nu știu, patru clase sau câteva, femeie de CAP. Bunica a jucat-o ca într-un film cu teroriști mutați în America. Adică? Băi, omul a venit cu niște întrebări foarte ce părere aveți despre faptul că Dani este împreună cu o doamnă mult mai în vârstă decât el acum dacă o luăm după statisticile noastre normalitatea de azi diferența de vârstă e un rahat soția mea e mai tânără decât eram eu atunci mai tânără decât doamna și la zicea ce părere aveți și bunica zicea să vă dau niște dulceață dulceața preferată a lui Dani gutuile, e nebunit după gutui și ăla era, doamna, trebuie să scriu aici ceva haideți că am pornit și înregistrarea Spuneți-mi, vă rog, ce fel de copil a fost Dani și dacă v-a dezamăgi vreodată? Și bunica zice, și-a băgat odată o bobă de părum pe nas, de a trebui să o scoatem cu medicul. A încolțit acolo și ăla era așa. Haideți, doamnă, să trecem la subiect. Care este cea, cel mai mare șoc pe care vi l-a provocat Dani Așa. De când îl creșteți? Și bunica zice. când și-a spart capul de două ori în aceeași zi. Ma. Bă, A stai, trebuie să zici pe asta cu spartul de cap de două ori în aceeași zi. A, am, am, reușit în... Uh... Era la bunica, mi-a spart capul, uh... eu nu m-am rănit, nu mi-am rupt nimic niciodată, am dat doar cu capul. Uite aici, vezi, am trei cicatrici. Și mi-a spart capul. Uh, voluntar. Adică am vrut să iară lui frate meu că pot să țin de o ușă de fier atât de tare și el să vină cu bicicleta cât poate la vale și nu poate să o deschidă. <laughs> Băi, scuze că mi se pare extraordinară povestea în contextul în care aia veniseră efectiv pentru clickbait. Da. Deci eu îmi dau seama că... Bine, fratele mi-a spart capul. Mama a venit urgent de la Reșița să mă ia. M-am pus în genunchi în fața ei. Am rugat-o, i-am spus că nu o să mai spar capul în următorii 10 ani. Uh, mi-a zis mama, mă, 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 rupeți o mână, mă. Nu mai faceți jackass. Parcă și văd iar. Asta ar fi zic. Nu mai faceți jackass aici. Nu era jackass. Uh, și mi-a zis, bine, ca să nu-ți mai spargi capul până plecăm, Sanchi. Ea mi-a făcut bagajele, dar plănuise să mă mai lase o săptămână la țară. Te duci și te joci singur. Că singur n-ai ce să-ți faci. Corect. Și am plecat și în jumătate de ori am găsit un arc cu săgeți al unui văr și am tras o săgeată începuse să plouă mărunt, am tras o săgeată undeva după niște fiare ce nu știu cum am înlecat, că am vrut să-mi iau asociata și am dat tot cu partea aia. Ce era bine era că era în același loc și nu se vedea. Băi, și-a început să-mi curgă sânge iar. <laughs> Și n-a știut ce să fac și m-am dus la mama. Și <laughs> eu n-ar trebui să râd la asta. Deci mi se pare da. exact ca și cum ai povestit Jackass. Da. În contextul în care ăia chiar voiau să facă clickbait. Recunosc. Mie da, eu da asta râd mai mult. Ei și asta le povestea bunica mea. Așa. Și ăla era. Eu și vă pe băiatul ăla. Probabil l-au luat pe cel mai dur din, din redacție. Băi, fiate, costele. Tu te duci și sapi unde n-a săpat nimeni. Te duci la bunică, sa va zice, umblă cu una bătrână și luăm, facem acolo, luăm. Titlul pune mare pe prima pagină, vindea foarte bine orice cu mine. Uh... Punem pe prima pagină. Uh, rupt de la orice formă de moștenire din cauza că umblă ghilimele cu una mai bătrână. Bam, dulceață de caise. Nu? Gutui. -i. i a arătat unde i țuica pentru nunta mea. Noi suntem din balat. Nu era pentru mine, era pentru fratele meu. da dar bunica, dacă tot a strâns 150 de litri de țuică pentru... De când s-a născut fratele meu din anul 1, a, str a pus suică pentru nunta lui. A zis că e pentru mine, nu mai contează. Bun. A... Mergem mai departe, peste ani și mă mut cu Răzvan, ne mutăm într-un duplex la Corbeanca unde eu încă locuiesc, două case lipite, La două case vai mama lor, nu era, n-au fost locuite niciodată, au fost un fel de showroom pentru vânzare, le-am prins la un preț mai bun când începuse criza. Uh, Răzva m-a convins să stau lângă el, că nu știa cine se va muta lângă el, m-a ajutat cu credite, cu tot să reușesc să, așa și urmează să ne mutăm. Și ne-am mutat și după vreo două luni plănuiam să o și pe mama, nu fusese niciodată la București. A fost odată și o poveste interesantă, poate o spun, dar la garsonieră. Și am zis, mă, hai să o chem pe mama să vadă casa. Și am părut în libertatea două case duplex, picket fences, știi? Gardă la mic, alb, frumos. Eu nu aveam nici pe dracu, aveam niște rumeguși în fața casei. Casele, modelul american așa, Texas, cu două garaje fiecare. Nu erau casele voastre? Nu. Anș. Un singur cat, bă, frumoase. Băi, când m-am văzut pe prima pagină în click sau în libertatea, băi, chiar m-am... Bă, uite ce am reușit, știi? Seara o sun pe mama să o întreb ce mai face și mama zice băi, felicitări, ce frumoase case. Zic, măi, mama, dar nu ți-am trimis nici poze, de unde știi? Ce am văzut în ziar. Și eu zic, da, zice, și felicitări, bă, și garajele alea, mă, Zic, mamă, dar n-avem patru garaje, că nici nu avem ce să băgăm în ele. Și a zis, știu, dar am vorbit cu taicătul. Aveți măcar două. Mamă, eu pe al meu abia îl și Răzvan n-are garaj deloc. Ce, cum așa? Păi, zic, dar poza nu e, deci n-are nicio legătură. Păi zice, e ceva asemănător. Nu zic. Dar zice mama, dar fii atent cum am calculat cu taicătul. Mai știi când ne-ai la masă odată ca aproximativ jumate din ce zic în ziar e adevărat? Da. Câte garaje ai? Unu. Ce vezi? În ziar sunt două. Păi da, mamă, dar fii atentă. Eu am o casă lipită de alu răzon și pe înaltă, așa e mică, dar înaltă. Și zice, știu câte etaje ai. Două și mansard. În ziar câte etaje sunt? Unu. Jumate. Ce și gardul? Zic, n-am gard deloc. Acum ce era și La atâtea, la atâtea minciuni mai mergea una. Și așa a zis și mama când a ajuns în fața casei, că în curând s-a uitat la garaj și a zis, uite, Mariane, ți-am zis, jumate din ce scrie în ziar, tot timpul e adevărat. Cam un garaj. Revenind acum la faptul că tu câți ani de matina la ei? Avem 14 ani la neața de antenă și vreo doi pe care oamenii i-au uitat la național. Când a... Nu i-au uitat oamenii la național. Acolo a fost uh, gherilă, cum se zice. Bă, fost... da, acolo era delir complet. Da. Acolo era una din cele mai mișto semiprofesioniste. Așa părea că e cumva semiprofesionist. Mi s-a părut că aia a fost o perioadă de Ol or, or, or Da. Deci acolo era Olin. Nu, nu stătea. Nu, era. Tu ești conștient cât de entertaining era. Doamne frește, nu zic că acum. E cumva nasol pe antenă. Dar acolo cumva fi și național părea că nu e o miză foarte mare și se mergea pe panchis direct, exact cum ai zis tu, pe gherile. Eu ți că am prins niște matinaluri atunci, bă, dar cu lacrimi. Da, sunt primul om care a apărut gol pușcă live la televizor cu un buchet de flori în față și o să spun imediat și de ce, dar hai să-ți fac filmul. Poate rămân lucrurile astea, știi, se uită filmul peste câțiva ani. Ce se întâmplase? Noi am ajuns, am aterizat acolo, chemați de Mihai Moș, bunul nostru prieten care ne-a și cazat la el pe covor, îi mulțumim. Eu chiar am avut șansa să dorm cu el în pat, pentru că Răzvan dormea cu soția lui pe covor. Uh, Mihai ne-a dus la Timișoara, fiind plecat Buzdugana înainte, să-l ajutăm să construiască un post de radio. Uh, împreună cu Mihai și cu Tonite și eu de la ZU, contact, etc., am construit un post de radio de la zero, adică nici nu știam unde o să fie, ce încăpere ni se asignează în Național TV să facem un radio. Uh, frecvența era luată, am lucrat de la siglă, șurub, emisător, antenă, cu Marian Dicu, uh, cu o gașcă, șufariu, Alexe, niște oameni, Mirela Retegan. Dar noi am fost, eu, Răzvan și doi băieți. Și de acolo am făcut angajări tot. Deci noi am construit, dacă mă pui să spun ce capsule sunt în microfoanele astea, de unde se aia, 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 încă reușesc să le dibuiesc. Noi am fost chitiți radio, noi nu ne-am dorit niciodată televiziune. Munca de radio știm cu toții, aia e riguroasă, trebuie să te încadrezi, să fii și fanii, să fii, să faci un teasing bun, să zâmbești tot timpul, să înțeleagă omul, să-i lași o melodie, să nu se plictisească, nu cum se fac acum matinalurile. Um, o să vreau să-mi spui cum se fac acum matinalurile sau cum ți se pare ție că se fac acum matinalurile. Putem vorbi dar o să deranjăm foarte multă lume. Da, știu, pentru că și eu am niște teorii legate de cum să fac matinalurile și nici mie nu-mi place. Deci putem să deranjăm. Noi când ridicam calea, începea counter-ul, tată. Dacă te duceai într-un minut, era bine. Dacă săreai de un minut, deja îți arătau obrazul. Am ajuns într-un mediu foarte propice. De ce? Directorul televiziunii Șerban Beleneș, nu vreau să zic, e unul din tâmpiții frumoși cu care am lucrat, ca să înțelegi cum l-am cunoscut pe omul care ne dădea banii. Așteptam să intrăm la domn director. Noi nu știam cum arată și așa, așa. Avea o listă de audiență, zic că era primar. Și unde stăteam noi acolo, apare un băiat așa într-o cămașă, zic că era păturică. Se uită la noi, eu curăzam la cămăși. Zice, ce v-ați îmbrăcat mă? așa în ciocli? Un tip cu ochelari buzat într-o cămașă urâtă? n știu cine e, așa că i-am răspuns ca unui coleg, am crezut că suntem colegi. Venind de la o mormântare. Și cum a fost? Fan! S-a pus și muzică, -a. cum a fost coliva? Băi, și... ca o discuție la intrare la domn director ți se pare că ești acolo în uh, cârdășie. A... El n-a luat-o ca pe jignire, altul s-ar fi supărat. Noi am luat asta cu coliva și am dus-o foarte departe. Și peste câteva minute am intrat în birou directorului. Cine crezi că era Șerban? El ne-a zis că e pompierul clădirii la prima discuție. Așa. Și a zis, îmi place de băieți, un pic aroganți, dar cred că fac treabă cu ei. ne am apucat de radio. Am terminat radio am făcut și foarte multe stații în țară, de care de unele m-am și ocupat împreună cu Mihai. Eu făceam partea tehnică, IT, adică eram băgat în mai multe lucruri tehnice. La televizor se încerca să câteva matinaluri la Național TV, inclusiv cel mai amplu matinal, o copie după matinal britanic, se chema Trimineața, că ținea 3 ore, noi acum facem 4 ore, se zicea că nu se poate face un matinal cu atâția oameni și cu atâta amar de ore de live. N-a mers foarte bine, fiind și pe o televiziune mai mică. Cert este că la fumoar, ca ce așa erau atunci clădirile, aveau un loc unde aveai să fumezi din interior. Eu ne fumând, dar stăteam și eu cu ei, ca și cu băieții mari. La fumoar veneau toți directorii acolo. Gândiți-vă că eram coleg cu Brenciu, cu uh, Coșar, că erau aduși niște oameni, niște grei ai televiziunii acolo, știi. Nu am un dat șerban, domn director, după niște evenimente pe care le-am prezentat noi prin țară, pentru Național TV de data asta, dar noi eram MC pe atunci, Șerban zice, bă, a intrat un director, de ce la glumele ăstora de la Reșița, că noi eram tot timpul aia de la Reșița, el fiind de la ora de a s-a închis, dai seama, era mult peste. Deci la glumele ăstora râd și ascult în mașină și uneori chiar râd în hohote și le dau un... Aveam 20 de milioane în salariu. Care era chiar 20 de milioane ca acum, adică să nu înțelegeți că era vreo sumă. Și le dau un rahat de bani și și mixează singuri și bag în matinalul de TV atâția bani și nu văd niciun răspuns, măcar să râd eu, de dracu de bani, dar să râd, nu râd de nimeni. Foarte repede ne-a propus, n-am vrut să auzim, i-am refuzat de vreo 3-4 ori oferta și până am intrat pe post. Povestea este mai lungă și mai complicată. Cert este că noi ne-am trezit într-un mediu în care era mult mai liber decât la radio, nu mai mergea counterul ăla. Michi, regizorul meu de acum, era regizor și atunci. Gândește-te că erau atât de intense emisiunile încât Michi își spărgea odată pe săptămână ochelarii cu care dădea de geamul ăla de la regie. De și bine sau de rău? De rău. Că nu ieșeau lucrurile. Nu... Dar era război de gherilă, Adică eram puțini, prost plătiți, dar trăgeam. Băi, când trăgeam, trăgeam. Și de-aia s-au născut uh, momente cum ar fi. Uh, venea în Alesco. eu am construit oarecum copind, uh, și aici trebuie să recunosc, am fost mare fan Dobrovolski, în epoca în care era normal la cap, tepoldorul, Uh, și el făcuse o pasiune pentru Monica Bârlădeanu, dacă nu mă înșel. Și construia pasiunea asta și era foarte cool. Mi-a plăcut foarte mult și recunosc. Am văzut-o și la american, dar el a dus-o departe. Și când nu mai avea ce să vorbească, vorbea despre Monica Bârlădeanu. Monica Bârlădeanu, nu vreau să greșesc. Uh, eu am construit o pasiune pentru Analesco. i a făcut altar. Ea prindeam bețe parfumate, ea mi-aducea ciorapi, chiloți, cizme de concert și le puneam la altar. Și la fiecare apariție a ei făceam din asta un happening, adică odată m-am aruncat de pe un pod în Dâmboviță, am brăcat în scafandru și am adus peștișorul de aur, care nu era un peștișor de aur, pentru că în Dâmboviță știe toată lumea, m-am tăiat tot în palme, apropo, când se spar capa treia oară în același loc încă. Nu chiar, dar a fost aproape I-am adus un cod mort de la Carrefour Și mi-am pus dorințe Odată am adus Niște jandarmi și m-am legat De turnul televiziunii de la nu știu 30 de metri, 40 de metri și m-am dat pe Tirolian În jos, la repetiție am pus picioarele că mi-a zis domnul jandar că trebuie să amortizez puțin, dar am fost atât de excitat când i-am spus te iubesc ca Ana sau nu mai știu, mă vrei sau nu mă vrei, e pe net asta. Și am, uh, uh, am luat cu spatele toată iarba aia din curte care era și vară, era și tare țărâna și am fost julit pe tot spatele plin de sânge și făcusem tot fel de lucruri, wow. Și într-o zi recunosc că venisem de la... Deci modelul de business, ca să zic așa, n-a fost dobrovol, a fost tot spun până la urmă. Uh, da, dar nu, el a avut uh, locomotiva, era o fată pe care vrea să o impresioneze și da. Și mi-aduc aminte că nu m-am pregătit deloc pentru emisiunea asta, era și luni, eu am avut cursă în weekend, nu eu nu mă pe desfășurător niciodată, nu m-a anunțat nimeni că vine la Lesco. Și ce răzvan la 9 sau la cât începeam, băi, coițe, vine Ana azi, fă ceva. Și zic ce? Zice, Pana mea, nu știu, aurică, adum și mie un costum, da să fie mare. Genialitatea lor de a mă pune în situații foarte bune, știi? Cei băgăm aici un pachet de Kent, îți faci freza aia ta de Eminescu și recizi ceva, știi, vreo poezie, s-a încheiat, știe mii de poezii, eu cățeluș cu părul creț. Ce facem? Și aveam o ușă falsă, deci cum ar veni aici o, să pui ușa pe peretele ăsta după nimic, decor. Și m a dus pe ușa aia și am așteptat-o pe Ana vreo șapte-opt minute. Ea a intrat și a cântat melodia cu cele două dansatoare superbe care au umblat tot timpul. Nu știam dacă sunt mai îndrăgostit de Ana sau de ele, știi? Dar eu lucram pe Ana, ca și era... Ana să stea pe niște bugete atunci, nu? Și noi oarecum eram și început să ne prietenim pentru că în turnee mai dădeam nas în nas și o prezentam, știi? era win-win. Ei îi plăcea că o ridic, mie îmi plăcea că aveam marfă. Băi, și eram acolo în spate și mi-au lăsat un coș de flori. Dar coș de la penibil cu toartă de -aia și niște floace așa. Băi, și știi când ești la început și tânăr și vrei să și m-am îmbrăcat în sacoul ăla mare cu pachetul de Ken sau ce aveam aici și mă gândeam la o poezie. N-aveai telefon atunci să cauți repede o poezie, că nu eram atât de departe. Și mă uitam stânga-dreapta, nu era nimeni. Bă, să-mi zică unul, patru versuri. Ce am zis? Bă, unde dracu ies? După cu freza așa? Mă fac chiar de căcat. Și am simțit că îmi crește tensiunea așa în urechi. Și nu știu ce a fost în capul meu, dar am dezbrăcat în gol. Mi-am luat Adidas și frumos, să nu mă înțep acolo. Și mi-am pus-o aici. Și am ieșit în gol. Doar că răzvan se aștepta la altceva. Că mi-e mec la lui, uneori îmi dă, știi? Și eu m-am gândit, mă, eu nu m-am gândit la Analescu, ea, pentru, pentru ea probabil era ceva da. bine, șocant. Mă la cine an în schimb. Ce an era? 2006, cred. Iși, șase, iși, șapte, șase, șapte. șapte. Și Răzvan zice, da, dragă Ana, pentru tine o surpriză, un bărbat într-un saco care e mare, cu un chent aici care spune o poezie, cu un buchet de flori. Nu prea e televiziune, m-am gândit atunci la mintea mea. Băi, și-am deschis ușa și mi-aduc aminte că, băi, se vedea, adică țineam florile apăsate, dar de aici și de aici și eram în curul gol. Dar știu că văzusem un film în care am citit că Mel Gibson și-a arătat curul, dar se zicea că avea dublură în era curului. Avea dublură de cur. Dublură de cur. Și eu m-am gândit, bă, cum ar fi eu să fiu omul care are chiar curul lui? Și am apărut cu ăla, așa, în picioare și în Adidas. Mamă, aveam niște Adidas. Mi-am dat seama, bă, ce urâți erau Adidas și pentru momentul ăsta de televiziune. Stai un pic, Baboiaș, vină puțin. Trebuie să intri în cadru. Bă, Baboiaș, eu iubesc pe Baboiaș foarte tare. Dar și cumpăr niște Adidas și atât de urâți mm. și am mai zis chestia asta. spune dacă erau... Nu, no, ăștia sunt de om. Erau mai urâți ca baboiași, ăștia. Bă... dar nu-s de vârsta ta, bă, baboiași. Ăștia ceva până în vârsta spectatorilor lui Dorian Popa. La și a mai văzut ăștia. Ia ți aici de vârsta ta, dar erau tot așa bărci. Dar era. Da. Și, a fost prima oară în televiziune când am auzit că de adevăratelea colegii mei și producătoarea de atunci râd nepro, cum să zic eu, necontrolat. Ne provocat. Râs organic, cum zicem acum în online. Băi, și mie mi-a plăcut, iar pe Răzvan îl vedeam cu lacrimi în ochi, reale. Ana n-a fost prea impresionată, și-a jucat rolul ei și o apreciez pentru treaba asta și tot timpul să-și facă. Dar râsul lui Răzvan mă motiva și mai tare. Operatorii erau pe jos, nu mai se țineau cadre. Și în caz că se auzea din regi, bă, ăsta este atât de tâmpit încât chiar e în curugol, adică nu și-a lăsat chiloții și să o jucăm? Nu. Că am stat pe doamna de la curățenie că vine aici în colțul scenei să vadă dacă chiar stă în curugol, am zis, bă, dacă și dânsa crede? Și a rămas cu asta. N-am mai făcut lucruri atât de extreme, dar am făcut o fel de lucruri pe linia asta pentru că nimeni nu mi-a zis să nu mai fac Aveam libertate totală Pe rating făceam așa Ii! Câte un moment din ăsta Ii! Dar începeam să ne vedem la centru protevea Antena 1 mă, și... Era și media postului la Național Adică era și foarte greu să faci rating comparat, da. Comparabil cu adică... Și oricum nu apărând în curgul la televizor Șmecheria care era Noi aveam o emisiune care curgea bine aveam horoscop cu Gabi Mihailovici care era foarte serios tot timpul aveam căței, pisicuțe făceam cam tot ce facem acum, meteo uh, noi am uh, practic inventat treaba asta cu vecina care e o asistentă care la început juca rol de proastă dar după aia era doar gufi proastă noi am adus femeia frumoasă dar nu noi am inventat-o uh, dacă ți-aduce aminte uh, Luciu a fost în epoca de piatră îmbrăcată în pieile alea, făcea lucruri mișto. Și mi-a adus aminte Michi regizorul meu că nu ea a fost prima asistentă. Prima asistentă a fost la ceva joc de șah, muta alea, după aia la bingo. Deci nu noi am avut prima asistentă, dar noi am reușit să o facem mai altfel și să-i dăm și de treabă, nu doar să fie proasta aia din platou. <coughs> și după aia s-a trecut la antenă. Ai zis că s-a receptat la centru. Da, ai ridicat o problemă mai devreme, asta cu CNA-ul. Tu ai avut, ați avut vreodată probleme cu CNA-ul? Tu cu Răzvan? Da. Pe corecte? Iși. Pentru că m-am întâlnit odată cu domnul Cristian Tudor Popescu, care mi-a mi explicat o situație, și să o povestesc după aia, cu cna care este ridicolă complet. Adică și de asta te întreb. Nu știu dacă am o problemă neapărat cu CNA, -ul, că eu am înțeles că ei acționează la autosesizări. Adică nu la autosesizări, acționează la sesizări. Da, nu la autosesizări. De asta stau să vă întreb, cât de legitimă a fost problema pe care ți-am avut o voi cu CNA. Băi, eu nu pot să mă spun pe CNA pentru că în 14 ani de zile au fost foarte multe situații care n-au ținut de noi ca prezentatori și oamenii ne-am scris că noi tu trebuie să dai un răspuns acolo frumos. Oamenii îți dau minutul, secunda, ce a scris eventual omul sesizare dacă e dur, dacă nu, nu o dă. Se sesizatorii, să le zicem așa, sunt mulți. Cum vezi și în online. Pui o poză cu un cățel, scrie ăla. Vezi că nu o să mai tai urechile, tu scrii, așa l-am adoptat, uh, pare rău, protecția animalelor, știi, sesizatorii sunt mulți și acum de când e cu online nu sunt și mai mulți. Deci ei oarecum mult timp au fost un zid între toți nebunii și televiziuni. Nu putem trăi fără neap pentru că patinajele sunt extreme. Aduți aminte de epoca în care eram colegi cu Guță Leo de la Străhai, în fiecare seară se băteau la televizor și împingeau nevestele pe scări și ne lăudam că asta e televiziune. Slavă Domnului că s-a mai sucit treaba. Acum avem astea, puterea dragostei... De ce crezi că s-a sucit treaba de la aia? <coughs> Cred că ciclic oamenii se mai deșteaptă puțin și nu se mai uitau. Cred. Cred că e o chestie comercială. Dacă ratingul era tot sus, ar fi continuat? Da, da. Da, și se inventau alte povești. Deci cred că sita asta care ce a funcționat de multe ori. Noi nu știm de câte ori a funcționat. Deci fără nu se poate. Acum, ca orice judecător sau arbitru la fotbal, el poate fi înjurat, îi se poate demonstra că a mai greșit, etc. Eu am avut doar două situații una foarte de mult și una foarte recentă, adică acum două săptămâni. Hai să le luăm pe Situația de foarte de mult, în zilele noastre, ar fi adus o amendă de, cred că se închidea postul. Uh. Era, eram la național. A fost uh, situația în care au venit uh, 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 naționala Nigeriei, dacă nu mă înșel, n au avut destui jucători. Și au mai luat cetățeni jucători de culoare din România să joace, că era un amical. Și a fost a big fast, pentru că noi chiar aveam fotbal și naționala noastră era foarte sus și ne, pe noi ne -a, în media ne-a motivat treaba asta. Adică ei au venit, dar nu au venit 22 și au mai luat de pe aici. s au făcut o felul de glume. Și noi atunci, fani casete audio cu glume, CD-uri, DVD-uri cu glume, am preluat foarte multe glume de la Nicu Constantin Jean Constantin și alți Constantin, ca să... Așa? Uh, la care funcționau că era autoironie. Da. dar... Dar... În ședința la CNA, mi s-a zis, bă, fiți atenți, nu puteți face glume cu negri, țigani, am văzut să zic țigani, că așa le zicea pe vremea mea, deși unele oamenii ne-au zis, bă, unele sunt bune, dar se spun la șpriți, nu la televizor. Plus că repet, Jean Constantin, Nicu Constantin, ei făceau mișto, inclusiv de sorginte a dumnealor. Corect. Acolo era legitim. În comisia de 11 oameni de la CNA, atunci era și un maghiar. Și omul ne-a explicat, eram niște copii, omul ne-a explicat foarte bine, bă, eu pot să fac glume cu unguri. Dar o le zic eu. Un evreu, dar voi la trebuie. Și pentru noi a fost o lecție. Și am zis, bă, am plecat de acolo. Ce nu a fost la locul lui? În timpul ședinței, unul dintre cei mai în vârstă participanți și membru CNA care a și votat, a venit mai târziu și n-a știut speța. Cu câteva zile înainte fusese ceva gay parade. Asa. Și omul a intrat, că de asta zic, nu poți să cântărești. Omul a intrat cu o glumă pe gay parade. Și a și dat una peste umăr unui coleg vorbim de acum mulți ani, deci 15 ani chiar nu contează. Așa. Și eu și Răzan, care am fost să ne susținem acolo o cauza, noi ca știam că am călcat-o, dar erau, repet, glume care s-au mai spus. Rasismul nu era aici unde suntem în zilele noastre. Mai aveai voie să glumești, fratele meu țigan, prietenul meu care așa, țiganii adună fier vechi, aveai voie să spui lucrurile astea, acum nu mai ai voie să spui nici, deși tot ei adună fierul vechi de pe stradă, știi, dar mai avem voie să spunem. Um, e, e foarte discutabil aici. Gluma asta cu Gay Parade, spusă de un membru, în ședință înregistrată, pentru noi a fost așa, stai, m-a zis, nu de caz, dar de fapt, domnul și-a zis, era bună, trebuia să o spună, zice omul, Fo un, un domn, nu îi dau numele, Bun, a fost gluma bună, mă. Și atunci, am ridicat 12 ani, a început păi să stați glumim cu ghei, ii dar nu putem și a zis, haideți să mergem mai departe cu ședința. A fost și o școală pentru noi, pentru că uh, cetățeanul maghiar ne-a făcut pentru prima oară să înțelegem. Noi venim din Banat, noi suntem pe acea scară de bloc. Eu am avut așa. Noi suntem o parte croați din familie. Peste uh, drum de mine stă un sârb, care ne cântam fiecare zi la armonică deasupra nemți, unguri pe aceeași scară. Deci noi am avut uh, de dacă ungurai, că eu am vorbit ungurește până la șase ani, deși n-am niciun ungur în familie și pentru noi diferențele astea nu existau. Adică am voie să glumesc cu ăla că e... Na. A fost o școală. Bine, am, ne-am asumat-o. Nu știu dacă am luat uh, avertisment sau chiar uh, amendă, dar oricum a fost usturător pentru noi că noi nu, nu am înțeles foarte clar cu ce am greșit. Bun. Acum două săptămâni am luat amendă cu neața pentru că noi, în forma de umor de familie pe care o uh, administrăm publicului, mai cu seamă eu, dar în general toți ăștia căsătoriții, facem diferențele între femei și bărbați. da, Pe diverse... Femeia care nu o lăsa să schimbe perdelele, că sigur va zice că nu se potrivește mocheta și după ce ai cumpărat perdele, vei lua mocheta. Dar după mocheta își va da seama că lămpile nu se mai potrivesc. Genul ăsta de glume. Nu sunt sexiste, sunt... Asta e stand-up-ul. Despre asta se face umorul în toate sit urile pe care le vedem, da? În Big Bang Theory, când se strâng băieții versus fete, e foarte clar, sunt foarte clare episoadele în care se fac diferențierele a fost o treabă foarte pe scurt, că poate sui oameni de meserie și să înțeleagă. A fost o, un live în care o femeie foarte frumoasă era machiată și avea o chestie nu avei cum să o remarci, din când în când când zicea ceva sau când se vorbea despre a ridica așa, făcea așa din cap. Și am făcut paralelă cu nevasta care zice: "Tu zici, mă duc eu la pește sâmbătă." Și ea zice: du-te, da. Și am făcut o paralelă între treaba asta cu nările, când îți arată nările. Trebuie să știi ca bărbat că e belită treaba. Deci, ori așa, este acel așa. dar pe care femeia îl pune ca semn de punctuație inutil, ori se apucă de tine. Deci ești pradă sigură. Și, na, emisiunea live, am făcut o comparație cu nările de gorilă, Că gorila îți arată nările când te atacă. Oh. Face așa și te-a luat. Înțeleg că în ședință videoul cu mine care făceam comparație cu animalul de pradă femeia și au mai fost niște patinaje din televiziune foarte grave înainte de mine i-au încărcat pe oamenii din ședință, știi? Și aia încărcați, au votat și la mine o amendă. S-a zis că a fost sexistă comparația cu un animal de pradă și de ce am zis gorila, de ce n-am ales altceva decât maimuța, așa am citit eu. Dar mie mi se pare că dacă se făcea la umor era altceva, știi că e stand-up, la mine e alt mediu și n-am voie să zic. Aici mi s-a părut un pic dur, dar mi-am asumat-o, de ce? Noi avem 14 ani de colaborare cu ce ne-au. Credem, au fost invitați care au scăpat niște înjurături, frate. Eu... Înjurat Fățiși, literalmente, da, la emisiune la... de dimineață. Da, s-a înjurat, cum să zic eu, gen... Conștient? Da, dar scăpare, deci nu că a vrut să o înjure pe o... Ah, ok, ok, ok. Sau ca o glumă, sau o înjurătură într-o altă limbă, sau... Și tot timpul oamenii au zis, bă... E invitatul, e mai cretin la cap, îl știm, cântăresc de muzică populară, nu-i cu toate acasă, lasă mai zic. Cântăresc de muzică populară, am a jurat în altă limbă. S-a mai întâmplat, de exemplu să a zis Sloboz la un joc cu cuvinte încrucișate și încăpea Sloboz și a zis Sloboz. Dar n-am am avut ce să zic, știi? Adică, că, așa, dacă ar fi să ne luăm după Rebus, <laughs> la Scrabble, încăpea Sloboz, dar nu era Sloboz. <laughs> Da, și oamenii nici măcar n-au deschis subiectul. Deci de asta eu zic, bă, suntem ca la fotbal. Mai... Mi s-a părut că s-a cântărit ciudat. Mi-aduc, mi am a... -mi dau seama și contextul. Au mai fost uh, niște lucruri foarte grave în aceeași ședință și m-au băgat și pe mine acolo. Așa, sunt ok. Însă nu, 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 vreau să știu cu atâtea filtre unde se va ajunge. Adică la un moment dat nu o să mai pot să zic de nevastă mea nimic. Asta e următoarea întrebare pe care pe care voiam să-ți-o spun, Îmi se pare că s-a deschis în lumina. Nici nu vreau să mai invoc termene ăștia, dar așa e. În lumina 1 și a corectitudinii politice, care a căpătat niște forme, a devenit o formă de opresiune în sine. Da. Corectitudinea politică. Și a culture-ului ăsta, care mare atenție, încearcă să funcționeze și foarte retroactiv. Adică să te ia pe tine pe răboj, cu ce ai zis și ce ai făcut acum 20 de ani în contextul în care acum 20 de ani lumea era cu totul altfel. Da. Băi, au dat jos de pe HBO pe vântului. Pentru că e un film care promovează sclavie. Și promova sclavia. În contextul în care filmul ăla nu promova sclavia, ci era ca gen cinematografic, ceea ce se numește apirie drama, și portretiza cutumele vremurilor de atunci. Și votat între cele mai bune filme ale omenirii. Și este unul dintre cele mai bune filme ale omenirii. Întâmplător când a apărut scandalul ăla, că a fost în plină pandemie chiar la început, am luat catul la mare de trei ore jumate, nu știu cât. E un cat al filmului care are aproape patru ore. Uh -huh. Și l-am văzut și n-am putut să-mi dezlipesc ochii. Deși filmul din 36. Aici. Și este extraordinar. Și m-am uitat la el foarte atent în lumina scandalului ăsta să văd dacă e justificat sau nu. Și acum tu ai teama asta a opresiunii ideologice că fix asta e. Și în fix asta se transformă într-o formă de opresiune ideologică. Asta, asta e o întrebare și o temă recurentă pe care am tot pus-o eu aici și la artiști și la muzicieni și la oameni mai ales la oameni din stand-up. Pe de cealaltă parte, săptămâna trecută sau acum două săptămâni, l-am văzut pe lui C.K., care a venit la București, cu două opening acturi absolut extraordinare, o doamnă mai plinuță, tot din New York, colegă la Comedy Seller cu el, care s-a dus atât de departe și a spus la final ce bine că publicul român și în general ăsta din Europa de Sud-Est, din partea asta balcanică, încă nu este pervertit de niște reguli ultra idiote legate de ce ar trebui să spui și cum ar trebui să spui în contextul în care e mediul ăla. În stand-up n-ar trebui să ai absolut nicio opreliște. După care l-am văzut pe lui C.K. care tot așa a fost, băi, a fost fearless. Fearless. Extraordinar a fost. La limita moralității, la limita decenței tot împingând pragul ăsta moral, împingându-l, împingându-l fără frică, niciodată trecând peste el. Uh, Nu-ți se pare că s-a îngustat foarte mult ușa pe care ar trebui să intri cu, cu glumele astea și cu relaxarea de a vorbi despre absolut orice? Ai 14 ani de TV, ai 14 ani de TV mainstream, ai 14 ani de TV mainstream de familie, light, de dimineață. Este cea mai curată și mișto o formă de divertisment live la televizor. Ce faci tu? Și tu știi foarte bine chestia asta. Simți în ultima vreme că s-a îngustat ușa asta, exact cum spuneai tu? Da. Nu simt pe rasism pentru că noi în România încă mai, mai avem. Și la noi forma de rasism e una care cât se poate de directă și foarte clară și nu se intru. Am avut podcast cu Gelul Duminică fix despre cât de rasist suntem noi. Da. Pe rasism nu, dar în câțiva ani o să vină și la noi acest revers al rasism pentru că, hai să fim sinceri, eu am o cunoștință care acum 8 ani, 10, 80 ani își rezolva problemele în Europa foarte simplu. De câte ori nu se rezolva ceva la bancă atât de repede cât voia, și folosea numele de evreică. De câte ori la școală ceva nu era în regulă, băga în față treaba asta. Și mie mi-a tradus lucrul ăsta câteva treburi în cap. Adică ea abuza și recunoștea. Tu, tu vorbești acum despre alt fenomen sociologic care se numește discriminare pozitivă. Da, dar eu mă gândesc mai departe. Ok, cine a mai pus mâna pe o carte sau a văzut măcar un documentar sau a văzut lucruri care le s-au întâmplat oamenilor de altă rasă, mainly în America, dar și în Europa, cred că înțelege că acum li s-au dat niște arme pe care ei nu le-au văzut niciodată și este normal să le suprafolosească și să-și ia și mai mulți aliați în lumea vedetelor, cunoscuților. Eu nu vreau să dau nume, dar știu sigur oameni în lumea noastră care mai ales pe, pe, minoritățile sexuale declară declară o apartenență acolo pentru și o susținere, deși nu o cred, pentru că au mai multe like-uri, view-uri, etc. Știu sigur. Deci, mergând dincolo, uh, luându-și aliați din ăștia ultra politică corect și având niște arme pe care nu au putut să le folosească până acum, uh, mai ales cetățenii de culoare sau mixed race, cred că se ajunge în unele situații să exagereze. Uh, mie mi-e teamă de altceva. Văd tinerii care ei vin cu un bagaj deja care mie, ca adult, mie mi se pare un pic greșit. Sunt tineri cu care abia stânești o conversație de orice fel, și deja bat într-o retragere și zic, hei, hei, te duci într-o zonă în care nu mă simt confortabil. La mine vin puști la restaurant. Singurul loc în care mai găsesc puști mai întregi la cap sau cu care pot să am o conversație normală este sportul. Pentru acolo. Ei te plasează pe un piedestal știind că ai niște rezultate sau poate ai o mașină mai tare, o motocicletă mai bună, faci mai multe tracțiuni, etc. Acolo am o relație normală cu ei. Pentru că tu vorbești de un sistem aparent meritocratic pe care el, ei îl recunosc. Da. În schimb, în restaurant, îi văd cum vorbesc cu părinților, cu rudele lor apropiate, cu prietenii părinților lor la masă. Bă, sar din niște subiecte absolut neutre cu textul, hei, hei, până aici. Cred că ne ducem spre body shaming. Adică, vezi că ești într-o zonă, pe o gheață subțire, am auzit de curând. Copiii nu mai vor să vorbească despre diferențele gender, categoric, și nu mă mai deranjează, spunea cineva într-un stand foarte tare, zice, băi, acum 10 ani, dacă cineva zicea, Hei, 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 suntem și gay aici în încăpere. Era așa, bă, uite unul cu atitudine. Nu mai pot să bag glumele alea. Acum gay sunt cool. Sexualitatea fluidă nu mai poate fi atinsă. Acum de gay poți să spui ce vrei, le și place să te iei de ei, că îi bagi în seamă. Nu. Acum, peste 10 ani, sexualitatea fluidă. Nu mai e voie să spui nici măcar gay. Adică nici, nici așa, nici așa, nici așa. Nu mai e sexualitate. Mie de valul ăsta mi-e frică. Nu mai avem voie să facem diferențieri între sex, nu mai avem voie să explicăm femeia, bărbatul, apucăturile, etc. Pentru că oamenii nu mai vor să aibă sex. Ok. Dar unde ne ducem? Pentru că încet, încet, oamenii mai tineri decât noi o văd ca pe normalitate și știi cum e când se da, pare? E, e, e normalitate și cumva uh... Aici tu vorbești de o chestie pe care e, e posibil să o interpreteze greșit, tu vorbești despre eradicarea sexualității caracterelor sexuale secundare, ca așa se numesc din punct de vedere anatomic. Eradicarea diferențierei dintre sexe și faptul că sunt foarte multe sexe intermediare, pe care nu, pot, nu mai poți să le menționezi. Însuși faptul că le menționezi devine cumva o insultă sau un afront și asta n-am înțeles absolut deloc de ce. Nu poți să mai vorbești foarte clar despre diferențierile dintre sexe pentru că o să cazi în păcatul generalizării. Da. Și asta nu e ok. Dar meseria noastră cu asta se ocupă, știi? Adică noi trebuie să punem un... E ca și cum ai avea subiect la, la, la propoziție. Și exact. Iar tu, acum, uh... Ai făcut o ușoară confuzie, cred, înspre, între starea de fapt. Da. Starea de fapt fiindcă, da, există și sexe intermediare, da, sunt oameni care, pentru care sexualitatea nu e o alegere și s-au trezit într-o situație și într-un torment de ăsta interior și o criză de identitate de nu știu cine sunt, cum sunt. Și acolo sunt niște oameni care au nevoie de ajutor în sensul acceptării și a înțelegerii fără absolut nicio barieră și nu cred că s-a pus problema făcând glume că nu le înțelege situația asta în care sunt. Băi, e dezorientant. Fă un exercițiu de imaginație. Ai un transexual în reșiță. Da. Că m-a lovit și eu de situația asta la țăndărei. Unde există în continuare niște urme foarte clare de organizare și rânduire socială de tip medieval postcomunist. Cea mai urâtă formă de rânduire socială. Uh -huh. Și ăla e total dezorientat pula mea, și mai și presiunea publică a oamenilor din jur care îl apasă și el își caută drumul și au un are în permanență niște oameni care îi spun cum ar trebui să fie și îl încearcă să intre pe la podul și vede că nu se potrivește și îl nebunește de cap. Normal că devine agresiv. Normal că devine agresiv. Ca orice alt adolescent care devine agresiv când îi spui cum ar trebui să cum ar trebui să fie. E un mecanism defensiv cât se poate de uzual. L-am avut și eu, l-ai avut și tu. Bă, dacă venea mai ta sau că tu să spună când erai adolescent ce ar trebui să faci într-o situație, fix opusul chestia aia îl făceai. E natura umană. Pe de altă parte ai foarte mare dreptate, mă. Nu poți să ocolești niște discuții. Nu poți să folosești uh, faptul că te simți prost uh, ca pe o ușă de scăpare dintr-o discuție la care nu ești apt să participi. Pe mine mă deranjează, ca vorbitor, altceva. De asta vreau să mă fac înțeles. Știi, ca în cazul. Mie mi se întâmplă o treabă. În sportul în care activez, mai ales la moto, cei mai buni sau între cei mai buni băieți din țară sunt maghiari. De etnie, cum sunt ei? Foarte tari. Eu mă dau cu ei de 12 ani. Stăm în aceeași dubă. Mâncăm în aceeași pensiune, ne împingem pe aceleași rădăcini la pădure. Noi toți știm că ei sunt maghiari. Încet, încet avem voie să facem și glume. Ei pe seama lor, noi pe seama lor. Ei pe seama noastră, noi pe seama noastră. Dar n-aș vrea să ajung în punctul la care. că eu aici vreau să duc discuția. Suntem toate națiile la masă, dar să sărim pe aia maghiari. Ei nu mai sunt aici. Nu, frate? Dacă suntem în aceeași poveste, ne referim la toți dintre ei. Pentru că noi, spicării, cam aici am ajuns. Adică... Cum să zic? Dacă am, am ajuns să-mi pun atâtea filtre, încât văd prin ăia care sunt în noua normalitate prea normal, știi? Este ca și cum aș intra într-o încăpere și aș zice așa, am, pe iubita lui Risteu, am în față, dar tot timpul sunt așa, o să zic de oamenii de aici, aproape toți, care mă bucur că ați venit, bă, să zic și dacă mă bucur, sau să zic, dacă înțelege, să nu... Cu deci eu aici nu vreau să ajung. Eu vreau să fim toți buddies, că de-aia ne-am strâns. Toți suntem oameni, mâini, picioare, să-i pot băga pe toți în seamă. Avem mulți oameni, mai ales când vorbim la săli, începem să avem tendința aia să-i sărim. Oh, nu sunt acolo, dacă deranjez. Dar nu e o formă de discriminare și asta? E, de foarte multe ori, de foarte multe ori, lucruri naturale, normale pe care aș vrea să le spun unui cetățean de culoare, unui ungur, unui gay, unui hetero. De foarte multe ori prefer să nu le zic pentru că s-ar putea să fiu judecat de sală altfel. Uite cu gelul Duminică, o discuție cu el e super tare, pentru că el va puncta, de cele mai multe ori va puncta, hei, hey, hey, n-ai vrut să zici că sunt țigan, nu? Sunt rom deci mai, ai ferit-o, nu? E clar că omul simte că am ferit-o. Și zice, nu, nu, hai să vorbim. Deja și ei au început să, țiganii, oameni de culoare, etc., au simțit, au început să, să simtă că îi sărim, nu care cumva să ne atingem de ei. Eu aici nu vreau să se, se ajungă. A început să îi și deranjeze. Da, no, a vorbit și se de se mine, se sau vorbește și cu mine. Da, 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 mie mi s-a atras atenție. Am fost într-un context, la o galerie de asta de artă, unde a fost un performance, mă rog. Sunt niște fete care și-au făcut un proiect de ăsta de trap pe social, de etnie romă, și la un moment dat am, am zis ceva și de frica generalizării, cumva am făcut exact o mitere asta așa și mi s-a atras atenția. Adică zis, bă, stai. Totuși, suntem într-un mediu artistic în care n-ar trebui să avem Barierele astea de comunicare. Nu fac asta, că e inclusiv chestia asta, e o formă de marginalizare. E ciudat, e ciudat. Pe de altă parte, ca orice formă de mișcare ideologică, vorbeam cu un prieten, o să fac o paralelă, vorbeam cu un prieten care cred că își dă și doctorat în sociologie acum și el mi-a explicat foarte tare de ce religia musulmană are zona asta de fanatism, care acum este cumva identitară cu ideea de terorism. Citind ulterior și o carte care mi-a plăcut foarte mult, istoria terorismului de la origini până la Daesh, la băieții ăștia, mi-a confirmat ce mi-a zis el și a spus așa. Bă, religia musulmană este o religie care e mult mai tânără decât creștinismul. Creștinismul, în perioada lui de adolescență, a avut crucia de la alea care au fost niște mizerii sinistre, adică să nu uităm că au plecat oștile de la Roma, au ajuns în Constantinopol, au făcut uh, Catedrala Sofia, au făcut-o una cu pământul. Uh -huh. După care, da, le-a părut rău, dar au făcut chestia asta prin secolul 11, pe pop, când au făcut. E, la fel e și acum, cu, cu, cu religia musulmană. Acum își trece adolescența. În adolescență ești bezmetic, rupi, spargi, strici faci panoramă, nu prea te gândești la consecințe. Vrei să pui punctul de vedere. Eu cred că probabil fix asta trăim acum și cu o, curentele astea sociologice. Cu, o, cu chestia asta de dinamică socială. Cu acest curent sociologic. Sunt niște tineri care vor să se facă auziți și e perfect normal chestia asta, dar vor să se facă auziți cu orice preț ne dându-ți seama exact de valoarea distructivă a discursului ăsta care este clar orientat într-o direcție. Exact cum ai spus tu, de copii care uh, vin cu părinții la restaurant. Dacă nu discuți o chestie la care ei să se poată ariera, foarte simplu, și la prima mână brusc intri într-o zonă în care îi marginalizezi, devine body shaming. Uh, Devine o formă de opresiune. Faptul că tu ai niște discuții și de asta e foarte importantă educație. Da. <laughs> și să mai pui mâna pe carte. Și uh, să iei în brațe niște curente sociologice care când au pornit, au pornit dintr-un demers foarte bun. Băi, și PC Calcerul și cumva și Cancel Calcerul au pornit dintr-o chestie și demersul inițial era bun. Pula mea. Harvey Weinstein. Dă un pis de Pe de altă parte, de la Harvey Weinstein până la tot felul de false flaguri. de asta e o distanță foarte mare. Și la fel și cu pisicul ăsta. Și trebuie să înțeleagă că atunci când sunt unele lucruri care te sar în viață, te duci acasă, pui mâna pe carte și vezi despre ce lucrurile alea, și după aia, vii cu propria ta agenda personală de valori morale și vezi dacă lucrul la contravine sau nu. Dar nu-ți băga pula în el, mă, mâncați sufletul tău din prima. Că asta e foarte importantă educație. De asta e foarte important ca de la un punct încolo să ai răspunsuri de astea și de natură rațională, nu numai emoțională. Eu am tot zis chestia asta. Nu merge chiar așa. Înțeleg că la 19 ani vrei să fie dreptate pe lume. Și înțeleg că la 19 ani o anumită formă de socialism pe tine te, te seduce. Uh -huh. Că n-ai nimic de pierdut, e normal. Pe de altă parte, sistemul meritocratic trebuie să existe în continuare, exact cum ai zis. Nu. Că într-un mediu sportiv sunt unii oameni care cumva te recunoști și te percep altfel. Pentru că există măsură, puncte, etc. Exact, Eu există asta, refer. Ca să schimbăm un pic subiectul, să, să, să mergem și într-o altă direcție. Eu așa îi pun cu botul pe labe pe amicii mei care se laudă cu performanțele lor sexuale, știi? Da, eu venind dintr-un mediu sportiv și activând în câteva sporturi, tot timpul le zic, bă, dar de ce crezi tu că mama, ai rupt o paia? Cum ți-a scris că îi tremurau picioarele la doua zi la ședință? Păi toate scriu sau, mă rog, multe dintre... De ce crezi tu că ești așa de bun la pat? Până nu se fac concursuri de sex cu punctaje, cu campionate, cu astea, cu uh, neprezentări, hai să ne mai lăudăm, că e o chestie care nu poate fi cuantificat. La fel este și cu, cu treaba asta, cu uh, uh, mi-a intrat în spațiu Mărănești și revin, de-aia zice generația full nea. Uh, sigur, fiecare om pune barierile unde vrea el, dar eu cred în interacțiunea între oameni și cred în, în interacțiunea între un copil și un, adolesc un adolescent și un adult, pentru că dintr-o discuție, dintr-o... eu am am avut câteva caracter în jur când am fost mai mic care m-au modelat destul de bine. Tocmai pentru că mă ascultau. Adică nu doar mă învățau. Mă și ascultau, mă lăsau să, să uh, livrez, știi? Și mă mai, probabil mai umblau la butoane. Bă, să știi că nu e chiar cum crezi, da, dacă vrei. E, uh, trăim o epocă în care eu intru cu mulți adolescenți în, în contact pentru că merg și în licee, mai povestesc copiilor. Îmi place să am în jurul meu copiii prietenilor, stau de vorbă, de pictăm, facem lucruri depinzând de, 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 de vârstă. Te țin freș la cap, recunoști. Da, și mie îmi place să ofer mai departe. Am avut profesori foarte tari. De aia și predau. E, Dar asta era un semnal de alarmă pentru părinții care se uită la noi sau viitorii părinți. Bă, mi-a zis cineva de curând, băi, fică mea la 9 ani a sunat la protecția copilului. Oh! De ce? Am amenințat-o. Că ce? Că nu mai iese din cameră. Păi de unde? Pistei puțin, are numărul peste tot, e dreptul Doar că ce a spus la telefon este intrigant. Au venit oamenii, au făcut control, au verificat copilul, dacă e biciuit, schinguit, dacă au cameră din aia de dacă de, de, de au ghilotină, cameră de, cum se chema, de, 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 de inchiziție. De, de, de. Sigur că e, ăștia mici gândesc altfel, au alte mecanisme, pompăle, cum eram noi la vârsta lor. Dar se întâmplă tot mai des să nu te poți conecta. Adică, știi cum eram eu? Copilul era la mine în restaurant, dar sunt nenumărate cazuri. Unul pe băncuță în fața restaurantului, l-am văzut stând, aiurea. Știa cine sunt, dar nu eram un străin. Și l-am văzut, și a bătut, și a intrat în legătură. Da. Este ca și cum tu ai telefonul semi-descărcat și unul alergă după tine cu încărcătorul, știi? Bă, am fixul ce hai să-ți dau niște curent. Am vrut să-i umplu timpul cu ceva. Și de la a doua sau a treia replică sau întrebare, care erau lucruri, crede-mă, super uh, 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 neutre. Acesta un interrogatoriu? Îmi spune mamă, ceva. Îmi povestește de rău de mine. Nu! Ziceam că te-am văzut cu racheta de tenis ieri și vreau să te întreb dacă joci tenis de ăsta, semiprofesionist, să fii mare, sau faci hobby tenis? Că și eu am fost pasionat când am fost mic. Dar nu vreau să intrăm în subiectul ăsta. Adică pe mine nu mă afectează cu nimic. Eu puteam să-mi văd de treaba mea să mă duc dracului în mașină, dar am văzut un copil abătut pe o bancă și am vrut să intru să mă conectez la el. Consider că m-am putut conecta cu alte generații mai ușor și acum este tot mai greu. Și ce crezi? Părinților îmi spun aceleași lucruri. Ăsta era subiectul. Chiar nu mă interesează. Sper că ăla mic al meu când crește să nu sune chiar la 5 ani la la protecția copilului. Mai și următoarea problemă. Din nou, am tot rotit chestiunea asta în, în, în podcastul ăsta, dar e posibil ca noi acum să trăim o perioadă foarte ciudată în istoria recentă a omenirii și izolarea asta din pandemie să fie cumva, să fi dat înapoi ceasul interacțiunii sociale Adică copiii la 18 ani, din punct de vedere al dezvoltării abilităților de socializare, să fie undeva pe la 12 ani. Sunt foarte suspicioși. Da. să dau și un exemplu uh, faptic. Uh, o prietenă are un serviciu uh, de kineto pentru copii. Și atașat la acest serviciu, care este mare, este un business mare. Avea și psiholog pentru copii sau copil și părinte. Nu pot să zic, a jigni-o că înainte de pandemie n-a avut clienți. A avut, dar nu era coadă. Acum este coadă. Și mi-a zis așa, băi, dar e că ești părinte. Uh, nu am auzit până acum, după lockdown-pandemie, ce de cazuri de tentativă de suicid la copii de 9 și 10 ani. Atenție, 9 și 10 ani. La 12 ani știm cu toții, crezi, crezi că pietricelele, cum se zice, la sânii băieților, o iau razna fetele, hormonii, nu știu ce. Dar 9 și 10 ani nu ești acolo. Încă nu ești în faza în care ai nemulțumirile alea că viața e împotriva ta, mătea e împotriva ta, n-ai primit bani de țigări, etc. Nu ești la 12-13 ani, ești la 90 ani. Și mi-a zis așa, mă uit la genul părintelui care vine cu o problemă. Un om care vine la psiholog un om citit, nu e un fraier. N-a venit că l-a obligat poliția. Știe clar, ăla micu a zis sau a vrut să-și ia viața. Este genul de om care a purtat trei măști una peste alta o lungă perioadă. Clar. Așa mi-a făcut un profil. Așa. Uh, problemele copiilor din categoria asta. Păi nu sunt puțini. Sunt mulți. De ce să mai merg la școală că s-a putut și fără? Doi. Ce rost are viața dacă o să ne țină tot în casă? Trei. Întrebările sunt legitime, să știi. Categoric. Adică mă scuzi. Și eu mi le-aș spune. Nu, eu mi le-am pus, dar am găsit și niște răspunsuri, știi? La micu, Păi trei. E, copil. Uh, e fain să merg la ziua cuiva, dar e fain și acasă. au stat da de ce să mă mai spăl, să mă îmbrac, să mă... cadou? Sunt și mulți acolo, în înghesuială, dacă... Rămânem acasă. Etc. Dar poate cel mai dur lucru, în afară de treaba cu viața, care, mă rog, nu, nici nu vreau să-l discut, să ai un copil care la 90 ani doar amintește treaba asta, mi se pare mult. Când ești fix la vârsta la care îți dorești să stea singur acasă, cum stea noi cu cheia de gât și să știi că lui place asta. Să știi că are balcon, gaze, etc. Nu. Trec de asta. Dar întrebarea ce rost mai are să merg la școală că se poate de acasă? Asta au făcut ăștia doi ani. Băi... Păi da, da. nu e ca și cum nu ne așteptam să ajungă și aici. Da, dar fii atent. Eu, eu nu mergeam la școală de drag că nu-mi plăcea școala, clar. Bă, dar mergeam de dragul cu colegilor, frate. Uh, îmi plăcea socializarea, îmi plăcea că suntem împreună. Ieri îmi parcam mașina și mi-am adus aminte de ce iubeam eu mersul la țară, mă. Nu că mă puneau să sap în grădină și noi săpăm și întoarcem fânt de mici. Suntem obișnuiți cu greu. Pentru că mai eram încă trei mai erau încă trei proști de vârsta mea cu mine. Eu sunt, suntem eu, frate meu, și doi verzi de aceleași vârste. Bă, când ne strângeam toți patru, nu știu, dar mi-aduc aminte, deci celul asta, mă, nu erau de aur, nu erau bun povestitor, nu aveau dulciuri la ei, să zici că aveam altă motivație. Celul asta de patru băieți și poate alți copii de pe stradă, dar noi patru, Puteam sta ore împreună conectați și mi-aduc aminte de bucuria cu care veneam la țară, că era măia patru, și tristețea cu care plecam de la țară când se termina vara. Eu nu pot să traduc pentru fime acum, că eu nu știu cu cine o să fie lângă așcă. Dar îmi dau seama că unii copii nu au deloc bucuria asta când se întâlnesc și nici tristețea aia când se despart. Bă, plângeam că ne despart, dar nu ne despărțeau decât până la următorul weekend sau următoarea sărbătoare, că nu. Nu-ți lua cineva verișorul și l tăia ca pe miel. Pur și simplu, lasă că vă vedeți. Ce se rupea în noi? Ma, nu, mai stăm, hai să mai prelungim. Să mai, mai două ore, mai o oră, mai cinci minute. Cred că dacă furia asta din ecosistemul creat într-o familie, bucuria de a fi împreună, măcar în găștile astea mici de 3-4 și la micul vrea singur în camera lui cu computerul, eu cred că îi retezi un picior din start. Sau efectiv am îmbătrânit și lumea merge înainte după propriile reguli ne ținând cont de fapt de ce s-a întâmplat înainte că e foarte clar că ceva între tipul de interacțiune cu care suntem noi obișnuiți și pe care l-ai descris tu asta de conectare în celulă cu veritei și comportamentul copiilor de acum s-a ajuns de acolo acolo într-un fel probabil ne-a sărit pe noi tot mecanismul ăsta de conversia tipului de interacțiune umană de la celula aia de care spuneai tu și de la până la copilul care vrea să stea singur cal, la calculator. Și acum nu pot să nu mă gândesc dacă s-au întâmplat niște lucruri care au fost peste puterea noastră de înțelegere sau e efectiv, hai să o spunem pe aia dreaptă. Ne-a durut în pulă, n-am fost atenți la detalii și din aproape în aproape de acolo s-a ajuns acolo. Bun, acum putem intra într-o zonă mai filozofică. <coughs> Fumul tău îmi face asta. Putem intra într-o zonă mai filozofică. Uh, întrebarea este pentru ce antrenăm copiii? Că la urmă, urmei, fiecare ne credem un mic antrenor, nu? Uai, ah. Ci cui pasă că alții... E, și... Uh. Răspunsul primordial este pentru viață, să reușească în viață. Bun. Dar care e viața copilului peste câțiva ani? Pentru că dacă ar fi acum să-i din toate punctele de vedere, eu palmeul l-aș duce la sur surviving skills, să poată să omoare căprioara cu mâinile goale, să știe să o prăjească făcând foc din două vreascuri. Poate nu să aibă nevoie de treaba asta atunci poate și noi greșim ca adulți și zicem, bă, stai puțin, stai, poate el se simte bine în camera lui și fără prea multă interacțiune, că eu nu știu cum o să fie societatea peste 20 de ani. Deci poate lupa mea e un pic greșită. Aia zic. Dar, totuși, cred că skillurile de bază ar trebui cumva antrenate. Și n-aș să sau, na, poate fi o să fie ăla de a vândut droguri din dormitorul lui și era practic uh, quasi milionar în euro folosim poșta germană care se pare că livra la timp toate lucrurile. Mă că știi cazul. Da, a fost extraordinar. Deci, da, da vreau să-l creez pe ăla sau o fi fi vreun Elon Musk care va inventa ceva și va locui cu chirie la el în hala în care produce mașini eu nu cred că el, un masc, nu are skill-uri de socializing. Eu nu cred că el, când își strânge oamenii ea să le explice cât de șmecher va fi nou produs Tesla, nu are people skills. Și pastea. Până și Zuckerberg le are. Deși da, pămpălău cum pare, eu sunt convins că le are. Deci, întrebarea este, îi antrenăm pentru ce trebuie, știm noi ce o să le trebuiască, sau facem, cum zicea mama, mă, eu mamă cât am putut. Pentru că merg mai departe și dau un exemplu că vorbim de ce o să se întâmple, cum o să fie societatea. Un mare șef din, din Mercedes, din businessul Mercedes, înțeleg, Daimler Chrysler la ora respectiv, sau ce o fi fost, acum mulți ani, într-un interviu, a zis că ei sunt pregătiți ca peste 10 ani, nu 50, tinerii să nu mai bă, vrea mașină. Și dacă te uiți acum pe statistici, tinerii nu vor o mașină cum voiam noi, nu vă este mașină. Uh. Primul cu mașină și după acasă. Acum tinerii nu mai vor mașină, se pare că nu mai vor nici casă pentru că o să stea cu chirie, birou se pare că nu le mai trebuie că avem de asta crowd sharing, office sharing și uite cum am ne-am gândit greșit, că dacă mă întrebai pe mine cu 10 ani, eu aș fi zis, bă, fi, o să aibă o mașină, Mică la început, s-ar putea să nu. Bă, sper să nu-și ia trotineta electrică, asta îmi doresc. <laughs> Îl bat. Vorba. Vorba Danei Budeanu, te bat cu trotineta electrică. Faci și un pic de educație. E ok să ai trotineta electrică. Dacă ești cu laptopul și vrei să faci acel kilometru între metrou și birou sau birou și cafeneaua la care te-ai invitat o fată frumoasă, dar vezi să o parchezi înainte să te vadă fata frumoasă. Nu sunt împotriva trotinete electrice. Eu am trotinete electrică strong pentru că la curse n-avem voie cu nimic motorizat Asa. pe combustie să ne plimbăm de la un punct la altul. Nu ai voie. Nici cu motoretă, nici cu moped, scooter. Și am, dar eu merg în pădure la enduro pe două roți de mult timp merg în oraș în fiecare zi aproape din viața mea cu scooter sau motocicleta. Și chiar și așa, mi se pare cel mai periculos vehicul care mă pot deplasa în oraș vreodată, mai periculos decât bicicleta. Motivele sunt nenumărate, felul în care frânează, dimensiunea a roții, nu stau să explic fizica nu interesează pe nimeni, dar poate se uită vreunul care are puște acasă. Frate, dacă vrei să-i vezi dinții sparți repede, sau vrei să vezi cât de repede se poate rupe o mână făcând niciun sport, practic mergând la cafea cu prietenii. Lasă-l cu trotineta sau pune aplicație pe telefon să-și închideze trotineta. Roata aia mică este satana, ca să ne înțelegem. Roata aia mică, ție ți se pare că el merge cu 20 la oră sau 17 la, la oră? Una... 40, 50. Da. Hai să discutăm despre ce înseamnă 12 la oră. Vrei? 12 la oră este viteza cu care alergi chiar și tu. <laughs> Așa. Dacă dai o fugă, știi? Te vrei să prinzi i 12 la oră. Să știi că alergătorii alergă cu 14-17 la oră la sprint. Tu 12 la oră, ca om normal, alergi cu 12 la oră. ai 12 la oră. E, alergă și nu pune frână și lovește-te de un zid. Cum te simți? Ca dracu. O, da. E, când zice cineva că trotineta e limitată la 17 la oră, gândiți-vă doar la asta. Nici nu trebuie să intre cu 17 la oră într-o mașină. Poate să intre cu 12 la oră și poate fi deces. Dar despre conduita preventivă altă dată. Hai să ne întoarcem la cum s-a cum s-a schimbat foarte mult mediul audiovizual. vizual uh, și nu-mi dau seama dacă în ultima vreme la schimbarea mediului audiovizual, a contribuit foarte mult și online-ul. Da, a contribuit. Da. Și spune că matinalurile de acum sunt cu totul altfel de cum erau atunci și că dacă intrăm într-o discuție de tipul ăsta, o să super foarte mulți oameni. Lucru pe care l-am făcut frecvent aici. Mm -hmm. Deci chiar încurajez această practică. Și chiar o să-ți sonul pentru că, cumva, da s-au schimbat lucrurile. Tu te-ai uitat pe audiențele de radio și de TV în ultima vreme? Te-ai uitat, că te da. interesează, că e meseria ta. Ai văzut că baza oamenilor care se uită la televizor și ascultă radio a scăzut considerabil. Da, ești normal, ești normal. E normal, mai ales la radio. Da. Și atunci te întreb, ce are internetul în plus față de TV? Pe lângă iluzia opțiunii. Care e mai mult sau mai puțin real. Practic, pe internet poți să te uiți exact la ce vrei. Mm -hmm. Fără absolut nicio problemă. Uh, luăm un caz punctual. Podcasturile. Toată lumea și-a făcut podcasturi acum. Chiar da. de ce nu ți-ai făcut podcast? Nu. Pot să explic. Mie, Lene, nu-mi place să muncesc. Azi, A zis, s-a pus în vedere. Mă roagă niște oameni cu bani mulți să facă podcast, dar nu cred că sunt un bun intervievator de genul ăsta. Și nu cred că e o plajă suficientă de oameni de chemat la podcast. După cum vezi, ne repetăm, adică suntem o mână. Eu sunt virgin la podcast, sunt abia la al treilea, să știi. Patru. E bine. Da, 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 da. Deci nu răspund la întrebarea de ce mi-am făcut podcast, mi se pare mult de muncă, țin niște oameni, uite, baboiaș săracul putea fi acum la obeție, că asta fac oamenii de vârsta lui la 1731 31 lunea. O obeție, sinceră, de aia de după amiază, de doare capul când trebuie, nu ca pe noi a doua zi. Eu fac un gen de interviuri filmate, nu atât de deep, dar pentru că asta fac în fiecare zi, oarecum mi s-a părut așa... nu știu dacă s-ar potrivi cu publicul meu. Ok. Știi? Adică să vin să vorbesc despre... Și spunem, care este relația cu mama ta? M-aș vedea eu într-un podcast. De rog să... Da, nu, nu prea intru în zona de familie, nu prea vreau să... Nu, glumesc. Familia uh... lucruri de-astea, nu, nu prea. O să-mi fac la... Momentul la care vă opriți toți din podcast, că o să vi se termină să ajungeți la Dan Puric toți și eu să vă opriți. Păi, um, Băi, o să mă opresc înainte să ajung la Dan Puric. Nu e nimic cu omul, deci să știi. No, a, am, eu. Am nu, cât, am, niști, nu, am, am să câteva patinaje. Pentru mine Dan Puric ca și orator este interesant pentru că îl predau bucăți din el la școală. Dar ca și conținut nu discut. Uh, merg la, la întrebarea ta. Internetul are în plus față de TV uh, câteva lucruri importante. TV, radio. Mai mult decât opțiunea conținutului care este mai vizibilă, opțiunea conținutului. Azi am chef să mă uit la bobonete pentru că o să râd. Dar mâine seară mă uit la Damian Drăghici că nu am chef să mă râd. Vreau să beau un par de vin și să de multe ori mă uit nu după podcaster, ci după invitat. Hai să văd ce am mai zis la acolo. Um, deci e opțiunea de conținut la fel pe YouTube uh, astăzi vreau să văd uh, ce a zis uh, Giurgia despre mașina mea dar vreau să mă pe, pe Donat Media să văd cum s-a inventat mașina mea e clar, e opțiunea de conținut, click, pay per view cum am zice mai este o, opțiunea timpului băi, eu n-am starea să-l ascult pe Exarco astăzi că ea îmi bagă pitici cu lipici lasă-mă dracu. n-am stare. Dar știi ce? Ia să mă uit eu de seară că l-a avut invitat pe uh, Gelu. Este opțiunea de timing și de starea omului care ascultă. Știm cu toții că dacă intri la un film cu gagică ta pe care o ai de o lună și vrei neapărat să-i bagi mâna sub fustă și vezi un film uh, deep... Uh, S-ați S-a dus, dracu, n-ai nicio. În schimb, dacă te duci cu prietenul tău din liceu care nu v a văzut de mult și a venit pe la București și vă uitați la un film deep, să ar putea să plângeți amândoi și când ieșiți să ziceți, mamă, ce film bun. Dar cu aia ai zis, ce de film. Eu de -aia nu recomand filme pentru că mi se pare că e foarte greu să uh, uh, îți dozezi prietenii uh, folosind cu pasta cinematografii. Cum a fost, mă, ultimul Batman? Mamă, super! Mai văzut ce s-au bătut ăia? Ăsta nu-i prietenul meu. Dar mai mult decât atât, nu poți să-i recomanzi un film unui om pentru starea lui din momentul respectiv. Și s-ar putea să ce la ce căcat de film a trimis. Deci nu-i judec după filme. Dar vorbesc de stare. Și atunci, e sigur că internetul te ajută să dai click când ai starea respectivă. E un pic mai ștecher cu priză, așa, se potrivesc mai bine. 3. Internetul Face însă și o mică greșeală. Încă o face. Deși avem youtuberi care câștigă foarte mulți bani. Vorbim de sute de mii, milioane. Ei nu investesc nu știu nici... Nu dacă la noi în țară. Nu, nu, vorbesc worldwide. Uh, ei nu investesc niciodată în formate bogate. Pentru că au descoperit două lucruri. Unu, că le merge ieftin. Și doi, că i-au învățat pe oameni cu naturalețe asta. Asta spun. Și nu vor telespectatorilor ceva mai... Dar ce crezi? Un show mare de talente care costă enorm ar putea fi făcut sincer, online, pe banii unui youtuber și cu o echipă de producție bună, oricum aproape toate momentele se rostogolesc de mii de ori tot online. Și tu când ai văzut la umor ceva, un moment tare, l-ai văzut pentru că l-ai văzut probabil preluat pe TikTok și te-ai dus din link în link și l-ai văzut. Deci, marile momente de TV tot online se rostogolesc. Ai văzut la Jimmy Fallon ceva tare, l-ai văzut online. Da, bon. nu m-am uitat la Jimmy, Așa. Uh, nu știu de ce încă nu există curajul marilor YouTuber să investească, sau poate nu vor. Nu vor și ai o chestie care Trecând peste faptul că e o paradigmă de TV destul de îmbătrânită, se face foarte mult confuzia între produs audio de televiziune și content creator. Pentru că inclusiv youtuberii care și-ar permite să facă chestia asta sunt content creator. Contentul ăsta de uh, online e foarte, foarte diferit de la de TV. Dacă ar încerca niște YouTubers să facă talent show-uri de astea supraproduse, mulți dintre ei sunt și băieți deștepți, că da, de au ajuns unde au ajuns. E posibil să intre într-un joc pe care nu-l cunosc absolut deloc. Pot să-ți dau exemplu, din nou s-a mai vorbit și despre asta, Shelly încercând să facă late night show pe Prima TV. Da. Fel complet. Corect. Și am să explic în mare parte și de ce cred eu că o, nu vorbesc de, con, conținutul pe hârtie arăta foarte bine, acolo au fost niște probleme uh, de management al conținutului. Pe lângă probleme de management al conținutului a fost o problemă în lipsa de înțelegerii, în lipsa înțelegerii publicului țintă. Asta Cum? vreau să zic. Cum arăta omul care se uită? Cum ar trebui să ară Care-i profilul psihologic în linii în, în tușe foarte largi al omului care trebuia să uite la late night show lui Shelley, Conform, să zicem, primelor trei emisiuni pe care le-am văzut de acolo. Da, e delicată treaba. Hai să-ți răspund printr-un exemplu foarte simplu. La epoca la care oamenii nu făceau, nu aveam vloguri de mașini în România, decât așa, ceva micuț. Eu uh, m-am trezit între niște mașini de care nu s-au prea văzut pe stradă și m-am hotărât să le iau, să le duc și pe circuit, să merg și tare și încet cu ele, să le explic ca pentru un cetățean, nu să zic câți newton-metru are neapărat uh, uh, la cuplu, deși am și zis. Dar m-am apucat de filmat, mi-am luat echipa mea, că eu am echipa mea cu care merg peste și la curse. Am filmat, am montat, dronă, cadre strânse, mișto, sunet impecabil, muzică. Mai am preluat și la unele butoane, cum se aude când umbli. Am făcut 600.000 de, de vizualizări la primul. Era o mașină destul de rară în România acum. Acum o mai vezi, dar atunci erau două în toată România. Bă, am dus-o pe circuit. Sunt puțin vlogger de gen în România care ar putea face treaba asta am avut acces la niște mașini am avut acces la o mașină din care există doar două în Europa dar m-am oprit știi de ce? un sfert din comentarii erau așa te dracu știi tu despre mașini ok? sau și asta explică ce voiam să zic sau întărește uh, du-te dracu cu camerele tale și imaginea ta clară tu nu înțelegi că aici e YouTube? Tu n-auzi că se aude prea bine? Ok. Bă, n-a fost unul. Eu ți-am tradus acum. A... Da, eu am înțeles, da. Deci oamenilor nu le... Eu nu zic că nu le convenea, că îți convine că se vede bine și se aude bine. Nu le plăcea, pentru că ei nu erau obișnuiți cu imagine limpede și nu le... aici nu e top gear. Eu nu vreau să aud cum face butonul ăla. De ce mi-a tu mie perfect? De ce nu faci? Și uh, am vorbit cu cineva de specialitate de afară și mi-a zis, știi ce ai greșit? Trebuia să începi tu selfie. Fă 10 episoade singur, chinuie-te, l-ai văzut deci pune aici GoPro și intră în mașini? Ai credibilitate. Omul zice, da, bă, ăsta e autentic. Păi da, bosule, dar era o mașină de 400.000 de euro. Păi asta e aroganța, mă. Cu, să mă duc, mă și vede proprietarul. bă, ești sigur? N-ai venit cu nimeni? Cred... Aia e aroganța, să te sui cu cameră pusă pe cap într-o mașină de 400 de euro. și urmă. asta e. Și am renunțat pentru că nu mi-a plăcut răspunsul oameni. O să zici, da, bă, dar și în televiziune te înjurăm. Vezi... Da, dar nu vreau eu să... Da, da, comentariile astea fac parte din internet culture. Da. Adică și eu mi-am primit foarte mult când am, când am pornit ăsta podcast ăsta aproximativ discuții. Ce pula mea, mă? Joe Rogan de săraci da, Rogan, Joe Rogan are s -s -o. cadrul mult mai ce să știi știi, da? da, știu, pe de altă parte eu voiam cu totul altfel, adică eu am vrut, n-am vrut la masă am vrut să fie mult mai relaxat Tot. văd, fumez, bei, imediat vin și strip sau tot baboia și începe <sus> să, <sus> să dezbrace ca și până acum să nu rămâi în Adidas și aurit, te rog <sus> <sus> Deci, până la urmă, cum s-a schimbat. s a schimbat, schimbat produsul audio vizual. Cum s-au schimbat matinalurile? foarte mult. Hai să încep cu radio. Hai cu radio. La radio ce mă doare? Pentru că noi am făcut radio de la pe vechi și cu pix și foaie. Descriam intervențiile, nu cu subiect predicat și uh, cuvinte de legătură, ci cu liniuță. Bagă o pe aia zi de, zi de ce a făcut la un concert la Metallica. pac. Uh, noi suntem, ca paranteză, suntem primii băieți care am adus în București, eu și Răzvan, ideea de one room, adică știristul, interlocutor, omul de la butoane, da, da, da. cu ăla care venea cu foile, să fie în aceeași încăpere. Ne-am văzut asta în America și am vrut-o neapărat în România. Nu știu dacă în țară se întâmpla... M-ar bate Dumnezeu? Sau, mă e rog, posibil să vezi. se întâmple strict din cauze logistice, adică. Era ideea de borcan atunci, vrea ca știristul sau interlocutorul să audă țiplă, să nu fășniți unul altuia. Pe atunci se auzea clicul la mouse, încă se aude la unele radiori. Uh, am inovat destul de mult. Unul din softurile mari din România, care se folosesc în multe radiouri este un soft la care am lucrat și eu, din spate. Eu? Da. Uh, am, că... am inovat câteva lucruri. Chiar dacă din spate și nu ne-au dat niciodată cu treaba asta, dar uite, după atâția am pot să zic și eu. Și noi am venit în București și am zis, bă, dacă tot avem ocazia să construim un post de radio, n-ați vrea să fim așa? Păi sunteți singurii care sunteți uh, doi, uh, restul până seara, bine, mai erau și erau doi, dar vorbeau la geam, uh, buzgan și morari erau doi, vorbeau la geam, la borcan, cum se zice, da, da, da. -ai, ia, știi? eu îi dau file răzvan, sau îi arăt ce ți-aș da. Prin geam nu pot să-i dau. Bă, mi-ai luat extra, știi că visul oricărui om e să facă extra la emisiune. Da. Și vă lăsăm chiar acum în compania muzicii. Veți fi alături de Sisi Catch. Și voi acum, și da... Bun. Care nu știe niciodată dacă este uh, salutul sau chiar o să ascultăm uh, voia condios. Nei, na, na, na. Uh, bun. Deci am adus lucrurile astea. Ce am simțit venind la București era că aveam colegi foarte haioși de breaslă, dar nu se mai opreau din vorbit, frate. Băieșile și le plăcea surlăle și se simțea că nu mai au subiect și că uh, spală salată pentru iepuri, ziceam noi pe vremea. Te iubesc iepuri, ziceam. <laughs> Buzdugane! Te iubesc și De ce? Speli varză, tată. În ce sens? Când speli varză înseamnă că e bun. Uh, se făcea content, aveam farsele, uh, și făceau treabă foarte bună, cred că erau number atunci, uh, dar se călcau în picioare toate regulile astea. Vorbi tu uh, să nu bași două subiecte în aceeași intervenție, adică ne plângeam că s-a scumpit gazul, dar imediat după zicea că are și concert Huliu uh, Iglesias la București și tot în intervenția aia zicea și cum e vremea și că se schimbă cauciucurile de iarnă. Și asistam uh, acum tot mai departe de radio că am ajuns în televiziune la niște băieți care făceau content sau erau iubiți și S -ă, călcau în picioare regulile de bază ale radioului, care sunt multe, nu le discutăm acum. Vorbitul peste o melodiei, care fac, noi când eram tineri, tineri, ă, lucrând cu CD și cu casetă, atenție, noi aveam scrise toate introurile instrumentale la toate piesele din radio. Nu intra piesă în radio dacă nu știi câte secundare. Ba chiar știam la alea 400 de piese unde e... Să vorbești pe gol ca să vorbești pe gol. E, am venit la București și am auzit pe ăștia mari care erau plătiți de foarte multe ori mai scump decât noi, că vorbesc, vorbesc, vorbesc pe intro și intră la cu vocea I've been watching you a la 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 long și am zicea încă și nu uitați e de seară concert în club Șatra. Și erai... Ce club Șatra eram? Mă, până. am dat un exemplu. Și, vezi, sunt incredibil. Și zi, pentru noi era ca și cum în timpul uh, liturgiei se trezește nu. Uite, este uite! este ai, ai. Și ne întrebam într și nimeni nu zicea nimic. Lasă, mă. Na. Bă, dar lor le arăta softul, counter, adică se putea opri. Mm. Dar nu le păsa. Și întâlnindu-ne cu oameni mari de radio de atunci, care câștigau bani mulți din radio, a, și au zis, tu ce proști nu înțeleg oricum. Păi da, bă, dar dacă te duci la concert și îți băzie boxa, ți-e-ți place de ăla care cântă, da? Dar te duci acasă și zici, aia n-a fost așa bun concert, nu știu ceva, ia băziea. Nu poți nu... să pui problema, nu poți să pui punctul pe ei, nu poți să indici problema, dar undeva la nivel emoțional ceva scârție. Terc răcâie. Azi, așa, mâine, așa, apoi mâine, așa, răspă mâine, așa, intervențiile. S-a dus un pic radio mult După care a venit valul de marketing agresiv Știm cu toții cum se face uh, 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 Calculul la Ratingul de radio uh, Mulți au profitat de asta Am fost și eu în campanii de astea băgat Punctele alea de șir comercial Campaniile începeau strict înainte de uh, Numărare Se terminau fix înainte de numărare Ascult Radio 21 știm cu toții cum a funcționat Dă mașina, n-am mașina Răspunde tot timpul cu Ascult Radio Zoo. Era un push numai de marketing, care cine avea buget reușea să-l folosească atât de bine încât acoperea alte găuri din program. N-au mai contat decât drive time-ul și matinalul, restul oamenilor, lasă-mă să curgă muzica. Aia de linie, cum să zicem. De linie, corect. S-a dat pușmare pe, pe playlist-uri scurte, știm că am avut posturi cu 200 de piese max într-o săptămână rulate. Fă-te o petrecere cu 200 de melodii, să vezi că e la 6 ore zic, bă, uh... le că sigur ele sunt 200, dar sunt pe stări diferite. Tu nu le pui pe toate 200, dar ai tu în alea 200 piese pentru o petrecere întreagă? Nu că poate scoți slow și high BPM și nu-ți mai rămân. E, sunt radiouri care au funcționat cu atât de puține piese pe care le rulau obsesiv ca omul când dă sau dă ASRH, H, DH, de he, betu, de... Și deja mi se părea prostituția asta. Radio a început să-și revină. Sigur că nu mai are cifrele de pe vremuri, dar suntem mulți oameni în mașină care le ascultăm pe Exarhu. Exarhu a venit cu old school amestecat cu new school, folosește încă niște replici, replici niște reguli bune, funcționează. De celelalte posturi de radio nu mă întreba că este un dezastru la multe dintre ele. Avem încă oameni care răspund unor replici ale colegilor pe post cu hei, hei, asta este viața. În loc să dea un punchline, da, da, da. A... Eu simt uneori în mașină că mai dau și pe alte posturi strict pentru muzică, bă, da simt că mi se face rău. Nu vom ajunge foarte rău în domeniul radioului pentru că radioul încă se bazează pe muzică și pe campanii. Sunt câteva campanii care sunt mișto, cum ar fi bă, concursurile. Uh, etc. Tot felul de activ de astea. Da. Mergem în partea cealaltă la TV când vreau să plictisesc. Am avut și acolo o burtă imensă cauzată de o tevizare ca încanizare. Aduceți-vă aminte că oameni care uh, erau plătiți la rating riscau să nu-și mai ia salariu pentru că pe canal de apărea Leo de la Strehaia care făcea ca toate alea la televizor ca patos dincolo, nu mai știa ce să facă la ducea pe guță cu poșeta după aia au făcut schimb la un moment dat cu Bianca, cu ăla care se bătea scuipa. patos vedea la canal de că i ping pe scandal băga și el măruță ce s-a gândit, tati stai puțin Ca băgăm și noi, că ne-a scăzut nou. La noi la acces direct au băgat și ei, la început mădălin după aia uh, Simona și uite așa lucrurile la toată Stați să niștiți, acum 12-15 ani se întâmplă la același lucru în Europa, și cu 20 de ani în America. În America încă mai sunt posturi care dau puși pe scandalul ăsta. Am văzut un documentar despre cum a schimbat fața televiziunii Jerry Springer. Jerry Springer. Tată. Da. Ce se vede acum pe TV și dacă vi se pare că e o cancanizare și un, tot un tabloid de ăsta, n-ați văzut nimic. Da. Jerry Springer le făcea pastea la puterea 10-a în 91-92. Da. Și inventate. Și Ăștia nu mai sapă, știi, că o, o brumă de vulpița și viorel uh, e pe corect? Baza exista, că ei băgau bățul prin gard de altceva. Dar atenție, ca asta povesteam, la un moment dat lumea a început să curețe, curețe, curețe și nu mai suntem chiar atâția. Iar agențiile de publicitate au început să se dezică. Și uite că avem încă niște show-uri de tip reality unde se bulănesc ăia. Avem oameni luați cu forța din videoce, din OnlyFans puși la televizor. Avem bombardieri care se ceartă, se râcâie, da pe niște tronsoane unde se uită un anumit tip de public, dar care nu mai rup nici ca vânzări, nici ca cifre. Și slavă Domnului că am început să ne curățăm logica agențiilor de publicitate și a clienților, cum se spune, una foarte simplă. E și rata de conversie. Nu poți să-ți expui un produs care se adresează unui public mediu spre premium în contextul la o emisiune la care demograficul îți arată foarte clar că publicul nu se află în zona chiar dacă are cifre. Chiar dacă e mulți. Exact. Corect. E vorba de rata de conversie. Câți dintre, adică Rata de conversie este răspunsul la întrebarea câți dintre oamenii care îmi văd mie spotul la produsul pe care îl vând eu o să-l și cumpere. Da. Sunt interesați de el, își permit, vor să-l cumpere. Dacă mă întreb pe mine, acum suntem așa pe o revergorare, dar uitându-mă în urmă la un divertis, la divertis la antena, la ProTV, divertis la ProTV o epocă și după aia puțin la antenă cu show-ul cu decorurile, Uh, Băi, am făcut parte din divertisul ăla Știu, la cu decorurile mari. Exact. Nu, nu știu, să mai putem să mai facem. Nu, da, nu cred că ar mai prinde la televizor. No. Dar. Uh, bun, acum este și internet. Dar cred că un pic de umor mai curat și mai corect funcționează. Acolo nu o să mai fim niciodată. Bun, atunci oricum. Aia aveam la televizor, la aia nu uitam, n aveai ce să zici. Uh, dar atât de fin nu. Că noi în echipa noastră ne, ne rulăm divertis la vechi. Am mai ales acum că îl scot mulți pe TikTok și ne, ne rulăm glumițele alea. Se Am vede văzut, și în echipa mea. Nu râdem toți. Dar unii râdem. Deci nu cred că o să ajungem acolo, însă sperăm doresc să nu mai ajungem foarte, foarte jos. Că e, e dură treaba. Aș muta asta în online. Adică nu m-ar deranja prank, cum am făcut-o pe bunica să se pișe pe ea, am văzut titlul prank, deci totul începe cu prank. Uh, Mi-am îmbrăcat mașina în hârtie igienică, perfect, cool, hai să vedeți cum au reacționat părinții mei, uh, funcționează. Mi-a lăsat Eu... verișoara însărcinată, uh, prank, da, Prank. hai să vezi cum au reacționat părinții mei, Da. dar și ei. Dar nici nu putem fi acum ipocriți să zicem că televiziunea ar trebui să facă educație, pentru că în afară de... Mai ales televiziunea privată. Bă, nu, ăsta e rolul televiziunii da. private, deci hai să o lămurim. Așa a apărut și pornografia la urma urmei, dacă stăm să ne gândim puțin. Oamenii, bazându-se pe o cerere și pe sex shop care funcționau tot mai bine și pe lipsa unor opreliști majore, oamenii au început să împingă. Acum că s-a putut Mergem mai departe, dar nevoia a existat. Să stau eu acum să zic, băi, nu fac sex shop, nu fac peep show, nu fac pornografie, nu scot reviste de ochiate, pentru că eu am o școală, ce o să zică uh, profesoara mea de limba română. <laughs> da. da, plus că, repet, mediul privat, inclusiv cel audio-vizual, se bazează pe un principiu de că lumea cere și ofertă, exact cum ai zis. Da. Îmbucurător este că ă, și noi am trecut la Nața printr-o epocă în care numai mizerile făceau cifre și ne mușcam de deget când ziceam lasă-mă, hai să mai aducem și un ăsta mai pe old School sau hai să facem și un din toate jocurile în care te murdărești cu frisca apă, ce jocuri mai avem noi, m-am mai evoluat și noi, slavă Domnului, aveam niște jocuri tâmpite, ne loveam destul de rău. Bă, hai să facem și un joc de tip mimă, cu filme sau știi ceva cu proverbe și zicători bă hai să dăm și noi 5% la 10% să fim și noi mai nu contează că nu se uită oamenii acolo ați avut vreodată, vreodată vreun moment în care era pe punctul de a se termina cu Neața cu Răzvan și Dani nu, nu s-a pus niciodată problema? nu nici din interior, adică să fie între noi vreun frecuș, vreo oboseală majoră sau așa. Noi am fost obosiți ciclic, dar în mod alternativ. Când n-am mai putut eu, mai putut răzvan, când n-am mai putut eu, am putut eu. Dar a apărut burnout. Da. E, e inerent. Inst e instalat și astăzi. Am tras sâmbătă pentru Paște. A fost, a fost o săptămână foarte grea suntem în burnout acum, încercăm să ne redresăm. Deci din interior n-a fost niciodată, din exterior dictează comercialul. Am avut și backup foarte bun când au mai fost săgeți, nu știu dacă trebuie să spun, dar noi nu am avut niciodată interacțiune cu familia Voiculescu. Decât bună, bună, cum merge... Pe domnul Voiculescu eu nu l-am cunoscut niciodată să stăm de vorbă. Adică orice s-ar zice despre antene, că ni s-a zis vreodată să zicem ceva sau am fost direcționați, nu am avut de la cine, dacă nu. Însă știu sigur că uh, cineva din familia Voiculescu ne-a vrut foarte mult la antenă. Uh, Poi, genul, mă uit în bucătărie la ei, i-aș vrea. Alte persoane din. Au trecut mulți ani, nu mai contează, nu cred că mai lucrează la noi. Au zis, no, sunt uh, țară. Deci sat da. Noi avem aici antenă. Și doamna, că doamnă, a zis, bă, hai să-i luăm și vedem. Țara ne țară, o vedea. Au fost momente de-a lungul timpului când ni s-au pus bețe în roate, pentru că așa e, în televiziune te mai... Uh, lovești de alte producții care poate nu merg la fel de bine în perioada aia și e evident că sunt răutăcioși și s-a pus uh, ca un manager adevărat s-a pus pavă și a zis, bă, eu i-am adus, da. Până la proba contrarie, eu sunt aici, hai să vedem dacă chiar au greșit sau vi se pare că au greșit. Și aici leadership-ul a funcționat în forma cealaltă, știi? Bine, îți dorești, dar n-ai vrea să se intervină pentru tine. Știi că a fratele la mai mare. Și aici astea au fost singurele interacțiuni. Adică un pic ni s-a dat credit în perioadele mai grele, că au fost și perioade grele, ni s-a dat un pic de credit. Bă, stați puțin, am investit în ei, le-am făcut sediu, studio, toate lucrurile astea. În momentul ăsta avem cam cel mai sofisticat studio uh, din România, nu știu dacă se vede la televizor, noi suntem 360, adică discuțiile, bucătăria, canapelele, emisiunea veche sunt pe 180 de grade, un semicerc, și întoarcem toate camerele, momentele muzicale, jocuri, wall -uri și folosim celălalt 180 de grade. Suntem singuri în momentul ăsta care facem treaba asta și n-am văzut-o nicăieri, n-am copiat-o din nicăieri, că n-am fost într-un loc de ăsta. Am desenat-o noi pe hârtie și ce e tare este că antena a zis da, pentru a nu știu câta oară. Unor au zis și e cam scump, sunteți niște tâmpiți, stați acasă, ne mai zis și asta, e un business, dar de data asta au zis da. Eu nu caut o mărire ca să ne înțelegem, mi s-a mărit salariul de foarte mult timp doar vreau să înțeleagă oamenii, știi, toți te voi al Voiculescu. Da, frate, sunt, e un business coerent, eu pot să demonstrez cu acte că produc bani și nu sunt uh, pus de nimeni să zic nimic aici, că fac divertisment. Dacă vrea să poate demonstra contrariu, da, puteți zice că sunt al lui Voiculescu, da. Tu acum faci mai mulți bani din afara televiziunii decât din televiziune. Ți-ai dezvoltat afaceri personale? Da. Adică la tine, televiziunea acum, deși la început din asta îți câștigai pâinea și ți-ai câștiga multă vreme, uh, acum a rămas și la stadiu, din punctul tău de vedere personal. Bă, ăsta sunt, asta fac eu în viață. Eu întreb că ți-ai făcut și alte afaceri. ți ai făcut restaurantul. Am două restaurante, da? Am două restaurante. Merg, merg. Merg. În pandemie ce ai făcut cu el? Am lins de pe jos, dar n-am dat pe nimeni afară. N Am funcționat. A fost nasol? Unul, celălalt nu era încă deschis, l-am deschis anul ăsta. Ok. Nu ești încă pregătit să renunți la televiziune? Nu, și nici nu vreau. Mi-am făcut un calcul și mi-am dat seama că aș fi ca tata când s-a pensionat forța de la combinat. Tata după... Sigur a zis că e obosit, că nu știu ce. După două luni a început să zică că îl doare inima. Să mă... Tata n-a fost niciodată la spital. Crede că are un pui de cancer, să mă duc să-l caut. Să... Și mi-am dat seama, după câteva discuții cu el, că și l-am angajat la un prieten. La o fabrică de mobilă, să le numere la ea picioarele de mobilă și cât se fură. În două luni tata a uitat că îl doare orice. Eu sunt o ființă activă și foarte matinală. Nu mi-e drag să mă trezesc la ora aia, dar nici după șapte n-aș putea să mă trezesc. Uh, n-aș renunța la televiziune pentru că e în momentul ăsta sistemul de șine pe care trenulețul meu personal funcționează, să presupunem că suntem uh, uh, așa uh, metaforic, uh, eu am un trenuleț al meu, el funcționează, șinele de bază sunt televiziunea. Sigur că nu știu cât mai durează, și mi-am pus ouăle în mai multe coșuri. Astea sunt businessurile adiacente. Unul făcut din pasiune, o mică casă de producție, să zicem. Uh, rulez publicitate, creez content. Uh, sunt consultant în câteva companii mari pe probleme de marketing. O să mă întreb ce școală am. Am și școală, dar cel mai important lucru este că am demonstrat de-a lungul timpului că mainstreamul ul uh, îmi este pe înțeles. Nu pot să, dacă mă pui să marketez schiuri, poate nu știu. Dar uh, un magazin de produse pentru sport, pentru toată lumea, aș ști cum să-l poziționez. Deci sunt consultant. Sunt câteva campanii mari pe care le vezi la televizor în momentul ăsta, la care am lucrat și eu. Fie că am fost doar întrebat sau fie că am fost în bord când s-a făcut campania. Dar drive-ul principal e televiziunea mie îmi place mă la ora 8 când îi văd fața lui Răzvan. Mie îmi place când îl văd că zice ce zi de căcat. Și treaba mea este nu să-i demonstrez că nu e așa, ci să-i arăt că e mai de căcat decât credea el. Pentru că el face în perioada asta ceva cursuri de motivație personală, niște gărgăuni de ăștia, merge la psiholog, are tot felul de terapii, s-a lăsat și de băut. Păi treaba mea când văd cât a investit în el și așa foarte zen tot timpul, el zice, cred că e o zi grea. Nu! eu o zi extrem de grea. Și îmi dedic următoarele patru ore să-i demonstrez că așa e. Mă ține asta. Mă ține legătura cu studenții mei. Am studenți pe care îi învăț să vorbească în public. Atât la școala noastră de televiziune la antenă, dar am și cursuri private în companii. Pentru că m-am sturat de sociologi, psihologi care nu au vorbit niciodată în public, ce iau bani grei pentru asta și eu intru tot gherilă pe dedesubt. Am, cred că, cele mai multe ore de live TV din România, cred, adunat. Dacă nu împreună cu Răzvan, sigur le avem. Uh, și Dănuț? Dar Dănuț? Nu e live. Vorbesc de live TV. Da, live TV. Nu, eu mă gândeam la OTV, dar... Na. A, Dănuț. Dănuț, acel Dănuț. A, scuze mă Stai acel dănuț. Se poate să... Na, noi avem 16 volum acolo, da. De luni nu. până vineri. Nu știu Dănuțul dacă... uneori mai cobora la covrigi, nu uita. Și era și KFC jos la OTV. Da. Deci se știe că el s-a invitat să vorbească și se mai ducea jos. Deci nu-i punem toate orele. Asta uh, deci învăț pe oameni să vorbească. Lumea mă întreabă, bă, de ce te duci tu Uneori vorbesc cu middle management, top management, oameni foarte mari, pe bani mulți. Uh, ei unde stau. Și să știi că nu toți mă privesc bine, pentru că probabil un șef de lor din altă țară, Polonia să zicem, a făcut curs cu mine și zice lui ăla, că tu cu cinci colegi aveți vineri, treabă cinci ore. Cu cine? Cu Dani, nu-l suport. dă l în morții lui. Păi el a face glume la televizor, mă învață pe mine, noi vindem aici pe și e foarte greu uneori. Deci uneori trebuie să mă duc ca la taurul la rău. Îi fac aici, am barbă, le fac niște joculețe. E mai greu ca la grădiniță. Dar foarte rar am eșec total până, știi, când pleacă. De multe ori mă invită și la șpriț după. Și mă întreabă lumea, uite, trebuie să o rești cu unii care te și înjură? Bă, da! Mă duc gratis să vorbesc în licee cu elevii care nu mai vor să vorbească în fața clasei pentru că au trac, pentru că societatea le permite, pentru că profesorii nu le mai cer. Și încerc să-i ajut să treacă peste treaba asta. De ce? Mă încarc eu. Mă duc acasă sunt mai energic și mai pozitiv decât am plecat de dimineață de acasă dormit, mâncat, spălat. Fac lucrurile astea nu tot timpul pentru bani și pentru că sunt un business, le fac pentru mine. Dacă las ceva în urma mea, să știi că sunt oameni la televizor care prezintă jurnale importante, care mai îmi scriu. Băi, aia văd dreptate. Sau, am făcut cum mai zis tu, nu cum a zis șefa mea și am ieșit mai bine. Mulțumesc. Oh. Nice. Sunt ca un moș de la știi? Nu, și ajuns la vorba mea. Nu, no. eu antrenez oameni pentru performanță și când îi văd într-un loc la Bruxelles și îmi trimit un minuțel din ce a zis, bă, să știi că mi-a zis-o pe aia cu pijama, am eu un exemplu cu pijama. Mi-a zis-o pe aia cu pijama a tracului. Bă, să știi că am folosit. Uite un minut cu mine. Eu sunt mândră de ce am făcut. De obicei, femeile îți mulțumesc, bărbații nu. Mi sunt la fel și la, text, la sex. Uh... dar nu de fiecare dată. Da, dar bărbații al dracului nu mulțumesc. Ba, o să-ți mulțumesc. Rămân. Uh... nu știu, rămân. Ah. Tu nu om al rezultatelor, eu sunt foarte pragmatic. La mine, Spus, fără Dani, Dani fără Dani, doamne, fără Răzvan. Fără Dani ar fi un căcat emisiune. Ce, ce vrei să zici? <laughs> Așa, da. <laughs> fără Răzvan, ai fi rezistat atât pe TV? Sau nici nu te-ai fi apucat? Nu, no. nu, no, nu. No. Nu, și îți dau un exemplu foarte simplu ca să nu o lălăim, că n-am, nu-i nu, -i, nu -i datorez nimic, că din cauza lui nu mi-am luat avion și a trebuit să mă mulac ca să băgam și picioarele, eram departe acum. Uh, dacă am un eveniment, noi nu prezentăm decât împreună. Dar se mai întâmplă când e un eveniment extrem de tehnic, de exemplu, lansarea unei mașini de curse sau nu poate Răzvan sau nu pot eu, merge unul dintre noi, dar se întâmplă foarte rar. Am avut de curând o conferință pe internet ads, dar ceva foarte, foarte nișat, ceva. Am lucrat cu chinezii. Și era relativ simplu, adică știu totul despre aia, trebuia să-mi dau doar cu părerea, să fiu gazdă și să explic niște cifre. Simplu. Română foarte puțin în engleză. Bă, a fost foarte de curând. Băi, m-am simțit low battery. Nu știu de ce, că m-am dus odihnit, am băut și un gin tonic înainte, eram bine. Costumul la bun. Băi, nu era prostul meu în dreapta pentru că nu mă interesează contentul pe care mi-l dă. Deși la lucrurile emoționale, atunci când vorbim despre chestii mai deep cu echipele de vânzări, cu oamenii grei, Răzan un pic mai bun, știi? Are și alt ton al vocii. Deci îmi folosește mult ce zice el pe scenă. Dar nu de asta. Știu că am o plasă de siguranță. Știu că dacă, mie nu -mi place să citesc de pe foi, n-am prompter, n-am niciodată, mie îmi place să rețin lucruri date cifre oameni, nume, le învăț dacă mi-a jumătate de oră stau în mașină înaintea evenimentului și le învăț, rar mă vezi cu o că doar dacă este un nume atât de sofisticat pe care nu pot să-l țin minte sau dacă sunt pilit la petrecerea de Crăciun. Și știu că dacă mi-am pus foaia undeva și trebuie să dau fugă până ea pentru că nu sunt sigur pe un nume sau pe ce urmează, eu nu trebuie nici măcar să mă uit la el avem gesturile noastre sau respirația noastră. E dacă am făcut asta, răzvan deja, face ca eu să-l aud în boxe sau în ca traser. Dacă eu știu că el a știu că e acolo și continuă. Dacă n-a tras nu mă opresc. Continui până i simt privirea. Avem gesturile noastre cu microfonul, nu intru în detalii. Pe care nu le-am... Uh, nu am scris aici. Păi, vezi că dacă du -mi microfonul în bărbie, urmează să... Nu, L-a simțit. Dacă eu îl simt pe el, se întâmplă, avem evenimente lungi, dacă îl simt că uh, schimbă cadența la vorbe, simt că se duce într-o zonă în care nu e safe. Sau nu are un final, n-are o virgulă și rămâne fără punchline. Atâta fac. Când ridic microfonul și o să mă vezi în poze, mă întreabă oamenii, și bă, prost microfonul în barbă, tu nu știi că fâșie. Nu, îl pun încet în barbă, că răzvan dacă mă vede ca microfonul în barbă sau lipit de piept, urmează să zic ceva. Dacă l-am lăsat jos, e fragmentul lui. Și asta sunt niște plase de siguranță, inclusiv atunci când simt că am zis o glumă, dar n-am punchline. Se întâmplă, știi? O te ai dus într-o zonă, ai văzut poia că nu s-a te Și atunci mi-a el și zice asta e cea mai proastă gluma a serii vă amintesc că Dani mai are două până la final ha, 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 ha. dar știu că l-am acolo sunt lucruri minore sunt lucruri minore dar pentru un alpinist ăla care dă coarda îți dă coarda e important să fie dal tău tu poți să pui și un băiat din sală auzi, stai, câte chile ai? 80? ține și mie, dăm -mi și mie coarda că eu dacă greșesc acolo o să cad nu e la fel de-aia eu nu prezint cu nimeni altcineva. Iar când sunt singur, înseamnă că mă bazez pe un aparat tehnic și pe matematică. Dacă ceva se strică acolo, nu e prostul meu. Nu zic că prezint mai prost, dar nu fac performanță. Sunt acolo. Merge treaba, îmi fac datoria, nu supăr pe nimeni, dar nici nu mă duc acolo. Nu o să-i pe ei de râs, și nici nu dau iama la bar când le dau pauză. Sunt așa. Băi, când sunt cu răzvan, când îi trimite la bar, să dea dracu' dacă nu fugă ăia, beau, vin înapoi, se distrează. E totul într-un hype de ăsta și n-am avut rateuri în anii ăștia. Noi prezentăm din 98. N-am avut multe rateuri în viața asta. Le număr pe degete. Poate că erau niște triști sau aveau o directoare care le număra paharele. În rest, n-am avut. Conferințe de vânzări. Băia cu țigările. 450 de oameni, vânzătorii de uh, asigurări, sute de oameni într-o sală. Tati, să-i vezi pe acum, când faci jocuri din astea cu mâinile, cu. ACMR, cum îi zice acum. ASMR. As Așa. Ne făceam astea la microfoanele alea, pe boxele mari. Când făceam lucrurile astea cu ei, să-i vezi cum toți. Merge, te simți bine. Singur? Și cred că am explicat foarte pe larg ceva ce trebuia să-ți răspund. Da, nu. Dar la emisiune este identic. Po da, păi despre asta ai vorba. Poți să-mi dai două trimis. blonde cuțuțe imense să umple ele când tac eu pe post, că Bluzile. nu merge. Sau dacă merge, merge o zi. Merge o zi. Ai energie, dar al doua zi nu mai ești livid. Deci, Neața cu Răzvan și Dani o să continuă mult și bine acum încolo. Neața cu Răzvan și Dani continuă, vaia Dios Dar de ce l-ai pus pe el primul? E pentru că a acceptat într-un mod tacit că totuși de Răzvan e mod. Uh, cu să bag zizanie, da? Am spus numiți? povestea asta o singură dată pe net și uh, cred că există undeva, dar pot să o spun că avem alt public. Uh, Sigla cu cele două rotițe care fac parte din angrenaj este invenția mea. Eu mai scrijelesc uneori, mai desenez. Când i-am prezentat ideea de bază, pentru că după am desenat-o cu niște desenatori prieteni, când i-am arătat ideea, pe spatele foii era și invers. Dar mi s-a părut de căcat total să zic lui Răzvan, băi, fii atent. Noi doi trebuie să avem o siglă pentru că noi vom fi cineva. Eram anul întâi de facultate, dacă mă înșel. Așa. Noi doi să fim cineva. Eu aș vedea treaba asta ca un brand. Eu studiam științe economice. Aș vrea să fim noi doi, dar să avem și o siglă. Și gândul meu să fie două rotițe. Și o să fie, nu era neața, era Dani și Răzvan. Înțelegi? Am înțeles. Era sau mă rog, în creșterea mea, nu? era proastă rău. Și niciodată, în ziua aia, în zilele următoare, până peste ani, eu nu i-am arătat lor în fața cealaltă și n-a știut niciodată că există și invers. Și de i-ai răzvan și de -aia. După care, intrând în radio, pentru că lucram în radio, la jingle -am, am descoperit când ne-am făcut primul jingle, era cu Răzvan și Dani nu poți să cânți cu Dani și Răzvan și cu Răzvan nu rimează aproape nimic decât Ghiozdan, Golan merțan, Trancan. Trancan Trancan nu, la Timișoara nu era Trancan iar cu Dani rimează foarte multe lucruri Bani nu vă mai ajunge bani ascultați Răzvan și Dani o de... uh... Nu știți unde vă fug fanii? Da. Da. Ascultă Răzvan și Dani. Perfect normal. E o chestie de, de branding amestecat cu bun simț. Eu am pierdut în timp bunul simț. Adică acum dacă mi-aș face tricot, mi aș face doar cu mine, evident. Dar na, trebuia să plătesc tribut. Este ca într-o corporație. <laughs> dacă vii cu o idee și vrei să se aprobe, trebuie să, știi... Mă tu cu băi, nu poți. Eu am crezut că nu zice nu. Răzvan e genul. Cu orice vii, nu zice mai întâi. A. Și după aia trebuie să dea Și am venit, s-a aprobat, m-am și mirat și am rămas așa. Așa să da Dumnezeu să rămâneți. Băi, mersi mult că ai venit, că știu că n-ai timp. N-am. Dar, na. Băi, cu Dios. Ai văzut că nu s-a înjurat atât de mult pe cât credeai. Nu, nu, nu. Dar eu nu sunt genul să știi. Eu nu jur de fermă. Da, felul. știu, dar pare foarte pornit inclusiv la telefon. Nu, Bom, că se în că mi se, mi se pare mișto formatul că se poate înjura. Ah, da. Dar na, dacă n-a... N-a fost, n-a fost. Bine, și că mă așa, mă, obligă. La tricou, băgam... Data viitoare să vii cu tricou. Facem un final de la că intro n-avem. Nu, ce final? Te uiți în cameră frumos, zici... Stimați, ăsta e finalul? Vedeți? La radio nu se poate asta.